Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Horgești, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Dragi consilieri, sunteți invitați să participați la lucrări de ședință ordinare a Consiliului Local de Județul Bacău. Trebuie să punem la vot procesul verbal din 27.10.2023. Voturi pentru, dacă avem. Atunci aș întreb așa, abține, împotrivă. Domnul Gâlea, m-au auzit? Da, pentru. Mulțumesc. 15 voturi pentru. Puneți la vot ordinea de zi inițial comunicată. Punem la vot ordinea de zi comunicată. Înainte de a se pune la vot, aș avea eu de vorbit asupra ordinei de zi. Pentru că s-ar putea să influențeze votul și eu mă așteptam ca inițiatorul, sper să domnul Călima să fie prezent și să-și retragă votul cu ordinea de zi. Cel referitor la modernizarea transportului. Pot lua cuvântul? Da. Da, stimați colegi, avem o premieră la Horgești în această lună și anume faptul că un proiect privind modernizarea drumurilor comunale a ajuns să fie depus de doi inițiatori. Îl avem de două ori pe ordinea de zi. Și se discuta înainte de ședință, bineînțeles că cel aprobat să fie cel al domnului Căliman și al meu să va acum să fie respins. Și vreau să clarific un pic situația, pentru că au fost și niște acuzații aduse în spațiu, nu neapărat asupra mea, ci asupra inclusiv a personalului din primărie, care a fost acuzat că mi-ar fi dat informații din primărie asupra acestui proiect și că de asta aș fi venit eu să depun proiectul. Eu o să vă spun exact cum a stat situația. Deci pe data de 17 vineri, după ora 10, am venit la Registratura Primăriei, unde am depus două proiecte de hotărâre referitoare la modernizarea drumurilor comunale și agricole din comun. La Registratură se afla domnișoara Herciu, Brigita. Am discutat, chiar am avut o discuție amicală, s-a uitat peste proiecte. Este important numele domnișoarei Herciu, pentru că ea apare și ca semnatar, ca și consilier de achiziții pe proiectul de hotărâre. Au fost înregistrate proiectele, după care împreună am mers în biroul domnului secretar, unde domnul secretar de asemenea a luat la cunoștință despre cele două proiecte. M-a întrebat dacă le-am adus și în format editabil și nu le aveam în format editabil, i-am spus că o să le transmit ulterior. Și practic cam asta a fost discuția. Lucru foarte important. Deci pe proiectul meu și pe proiectul despus de domnul Călimar și domnișoara Herciu și domnul Alupei au semnăturile. Deci niciunul nu mi-a specificat la acel moment că acel proiect este deja pe ordinea de zi. Deci domnul secretar la acel moment lucra la proiectul de ordine de zi. Am ajuns acasă, pentru după cum știți, în general obișnuiesc să informez cetățenii asupra activității mele de consilier local. Am făcut o postare referitoare la depunerea celor două proiecte și cam în același timp am văzut pe mail că am primit deja invitații la ședință și surpriză. Primul proiect de pe ordinea de zi era de fapt unul din proiectele pe care eu deja îl depusesem câteva ore înainte la primărie. Am avut o discuție telefonică cu domnul Alupei. I-am spus că din punctul meu de vedere eu consider că proiectul mi-a fost furat și antedatat. Domnul Alupe mi-a spus, domnule, că e o simplă coincidență, că se întâmplă. Până la urmă să știți că nu era un lucru rău. Eu, coincidențele astea fericite în care se lucrează pentru cetățenii comunei Horgești, le-aș considera, ar trebui să întâmple fiecare lună. Asta ar trebui să fie, practic, munca din Consiliul Local, să muncim cu toții pentru binele locuitorilor acestei comune. Dar, și exact asta a fost concluzia. Am spus, ok, spun ca voi, înseamnă că așa a fost coincidența că și eu, și domnul și din primărie s-a lucrat la același proiect. Însă, din păcate, seara a apărut o postare în mediul online prin care eu am fost acuzat că aș fi primit informații din interiorul primăriei, deci aici este cotroceghi, deci să dau informații din interior, și că de asta aș fi venit la primărie și că aș fi depus aceste proiecte.
Am niște întrebări punctuale pentru domnul secretar, dar aș vrea înainte de asta să-mi confirmați că așa au stat lucrurile și că nu am exagerat cu nimic. Doar în completare, da? Pe data de 17, când am venit la mine în birou cu proiectele, ce v-am spus? M-am spus, bine că le-ați adus, pentru că astăzi dau drumul la ședință. Și am dat drumul la ședință, de data de 17, da? De asemenea, cred că puteți să confirmați că deși v-am cerut proiectele în formă editabilă, pentru că m-am spus că vor intra pe suplimentare proiectele dumneavoastră, ceea ce mi-ați depus, am spus, termin, că lucram la un proiect, erați lângă mine. Le-am pus pe imprimantă și am spus, proiectele dumneavoastră o să fac toate demersurile ca să vă intre pe suplimentare în ordine de zi. Nu am citit împreună proiectele de hotărâre și sunteți de acord că nu le-am uitat, adică suntem față în față. Adică nu le-am citit să vedem despre ce e vorba. Deci de la ora 10 până la ora 3 când ați trimis organ, nu v-ați uitat pe ce proiecte ați pus eu? Sincer nu, pentru că așteptam proiectul noastră în formă editabilă și știți lucrul ăsta. Da, și am și spus că luni am să vi le trimit. Mă și așteptam că nu o să recunoașteți, adică că v-ați uitat. Însă vreau să vă întreb și să-mi răspundeți sincer. În această instituție, se practică ca la registrator primăriei să fie lăsate locuri, spații libere în registru? Din cunoștințe mele, nu. Eu vă spun că dimineața am fost la registru și sunt zeci de locuri libere în registru. Deci inclusiv pe date de la începutul lunii și lucrurile astea sunt folosite exact pentru astfel de cazuri. Da? Nu este prima oară și dar am mai făcut-o la un moment dat, am semnalat o problemă din comună și a venit doamna în ședință și a spus că de fapt făcuse dumnea ei o adresă cu două zile, tot așa, cu două, trei zile înainte. Ei, așa se lucrează la Horgești, oameni buni, da? Se lasă locuri libere în registru. În momentul ăsta, aș vrea să aduceți registru, să ne uităm cu toții peste registru. Este document public, vă rog să aduceți registru în ședință. Se lucrează, mai departe. Nu trece mai departe. Dacă nu trece mai departe, eu chem poliția. Chemați poliția. Da? Deci este fals intelectual ce ați făcut, da? Mi s-a furat proiectul, este abuz. Ca să nu mai continuăm pe atâta și ca să vă spun, să vă arăt. Care este marea problemă? Se vede și pe mail. Este primită pe data de 15. Dacă s-a considerat că ceva s-a falsificat, se poate vedea foarte bine că adresele venite pe mail sunt pe data de 15. Nu are nicio legătură cu mail, cu depunerea proiectului. Deci haideți să lăsăm tot circul ăsta de impresionat. Haideți să vă spun de fapt care e marea problemă. Marea problemă e că toate lucrurile astea se fac la comanda doamnei care vedem că a luat cuvântul, deși nimeni nu i l-a dat, pentru că domnule, ea n-are niciun rol aici. Nu este nici consilier, nici primar, nici viceprimar. Este o simplă invitată la această lucrare și ia cuvântul fără să-l dea nimeni. Doamna președinte, tocmai de asta vă rog să conduce ședința așa cum se cuvine și doamna să nu ia cuvântul decât dacă îi oferiți. Să trecem ceea ce... Marea problemă asta este, pentru că sunt tinerii, acești tineri care au venit să lucreze în această instituție și sunt folosiți la aceste lucruri murdare, la aceste lucruri la care nimeni n-ar trebui să se coboare. Dar asta este, pentru că lumea ține ca să mănânce și eu, să mănânce avut pâine, în loc să creștem aici niște oameni care să muncească cinstit și drept pentru comunitate, îi punem să facă astfel, numai pentru că noi suferim de această... Vrem noi să facem tot, numai noi știm. Da? Nu acceptăm. Ați spus de atâtea ori. Haideți să continuăm. Păi nu putem. Eu vreau să aduc registru. Dacă nu, eu acum iau telefonul și, da, și mă duc la registru, unde o să filmez toate spațiile goale din registrul de la primărie, da? Deci ca să înțeleagă toată lumea. Azi s-a anunțat poliția, Eu mă duc să filmez registrul, întâi ca să am și dovezi. Haideți să vă trebuie să impresionez. Deci, supunem la vot proiectul ordinii de zi. Voturi pentru. Nu-i normal că domnul dăm ok. S-a lăsat un șpiel, nu, domnul secretar. Dar președinte. Nu l-o pi fuga înainte. Nu se face așa. Da, să vin omul. Da, până la urmă n-a ieșit că a fost dat afară din ședință. Așa, nu, dar dacă era dat afară din ședință, chiar putea continua, dar așa nu putem continua. Nici eu nu pot să vă oblig pe domnul Dămoc să intre în ședință. Poate să doarce de urmă, nu trebuie de urmă, domnule, da. Nu s-a dus că se explodeze romanul afară. Totuși, ce am spus să fac? Nu trebuie să mai înscătăm pe felul pe doamna primar, țara. Ai 56.
Nu, dar noi dăm încep dacă așteptăm o situație sau altă. Așa că noi trebuie să-l completăm o parte. Nu, nu, nu. Nu avem parte de drum cu ședința, alea libere din... După ce nu avea cu ședința și cu proiectele de astăzi. Consemnează că așa sunt. Registrul cu toate alea, ce legătură. Dar nu putem. Asta era sfârșit. Erau diversi, era la sfârșit. Da, da. Da, da. Doamna consilieră, este o situație care, nu știu ce să vă spun. Este alegerea fiecărui consilier dacă stă sau nu în ședință. Nici nu pot să-l opri pe domnul Dămoc să intre. Au mai fost situații când consilierii au ieșit din ședință și s-a consemnat. Eu pot să consemnez lucrul ăsta, procesul verbal. Cred că domnul Dămoc ar trebui cam să vină de acum. Ia lături. Totuși nici ședința nu poate fi blocată. Aprobăm? N-am luat încă votul pentru ordinea de zi. Adică noi trebuie să urmărim exact cum este corect. Ținem ședința așa cum se ține, nu? Dacă nu suntem noi certare, hai trecem peste, el a plecat, hai votăm, nu votăm, știți, hai... Așteptăm 10 minute, nu, vine, continuăm, 5 minute, nu are nimic. 5-7, nu? Da. 5 minute așteptăm, nu? De, trecem noi de partea cercului, dacă... Trebuie să ne comportăm ca persoane mai multe. Deci, se pare mai mult, mai mult tot ce se întâmplă. Tata, mă se poate. Dar acum, că ești cu proiectul ăsta chiar, nu a fost așa. Dacă vrea cineva... Că vă uitați, pe proiectul nostru are și alt conținut, alt format. Nu puteam să-l fac în proiectul ăsta în 5 minute, 20 de minute, până la mâine când l-am trimis. Atunci, dacă tot se făcea, se făcea și celălalt, nu? Dar nu unul, da, unul. Nu cred că ar fi relevant. Relevant să fie aprobat. E același proiectul, da. Indiferent cine îl depune și sunt nimeni, nu e o problemă de a putea să-l pună domnul la ședință. De ce? Acum m-a plecat și domnul, nu puteau să plec și eu. De majoritate, nu? De majoritate. Domnul Budău s-a întors. De ce? Uite, dacă poți să punem la vot sau nu ordinea de zi inițială. Dumneavoastră sunteți șefa. E ce să stăm așa, să pierdem. Dar să-l invite cineva, să vină în ședința mea. Să ducă cineva să-l invite. Adică sunt niște nimeni. Eu nu pot să ies, eu chiar nu pot să ies din ședință. Dacă la mine vă referiți, să... Dezastru, oameni buni, deci este dezastru, zeci de locuri libere lăsate, inclusiv pe 27 octombrie, deci inclusiv din 27 octombrie sunt lăsate locuri libere la, la legislatură. Domnule secretar, vreau să spuneți că nu știți ce se întâmplă? Nu, domnul consilier, nu stau să mă uit zilnic la legislatură. Dumneavoastră, cred că ați intrat în biroul meu și ați văzut că sunt zile care nu pot să mă ridic pe scaun. Da. Încă o întrebare pentru domnul secretar. În data de 15 ați fost la muncă? Dacă sunt cel puțin 3 persoane din primărie care afirmă că n-ați fost la muncă data de 15?
puneți-i să dea declarații, dar să dea la poliție, ce să vă zic? Eu am fost la muncă. Deja ne afundăm, domnule secretar, în niște domnul lucruri consilier. Care nu sunt în regulă. Nu sunt în regulă absolut deloc. Domnul consilier, eu sunt mai mult în primărie. Nu putem, pentru că vorbim de un fals. Deci mi-au furat proiectul și acum, de asta zic, nu se poate așa ceva. Lăsăm locuri libere în registru câte vrem ca să cer. Domnul consilier, proiectul a fost luat și făcut pe data de 17. Despre asta vorbim. Deci mie mi-a fost depus pe data de 17. Aveți care referatul proiect? De proiectul despre care noi vorbim și de care dumneavoastră... Păi care? Al cui? Proiectul meu a fost pe 17 da, și s-a afirmat. Pe 17. A fost depus de pe 15 la mapă. Eu l-am finalizat toate proiectele și vă contrazic. Documentele proiectului domnului Călimani au data de 15. Păi au data de 15 și cum și care este întrebarea? Că eu nu înțeleg. Întrebarea asta este, cum adică care este? După ce mi-ați văzut proiectul, mi-ați luat, v-ați dus la registru, ați ocupat locurile mele și ați trecut nici... Trebuie să vă desemnez. Cu siguranță nu este așa ceea ce spuneți dumneavoastră. La registru poate să consemneze acolo orice angajat din primărie? Persoana care este la registru, care se ocupă cu registru și sunt momente când persoana poate să fie în concediu, sunt momente când... S-a la stare civilă. Da, dacă o să... Haideți să vă spun legea. Legea prevede că o singură persoană și trebuie să fie o singură persoană a doua responsabilă de care să poată să completeze registrul. Deci nu merge. În primăria asta, dacă vii în orice zi, găsești altă persoană la registratură. Acolo umblă oricine. Inclusiv femeia de servici completează registrul în primăria Borgești, oameni buni. Deci despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Două persoane. Toată lumea știe lucrul ăsta. Toată lumea știe lucrul ăsta. Tot știți, domnul Dămov. Haideți să trecem. Ați zis ce mergem mai departe. Da, solicit retragerea primului proiect de ordine de zi în lumina celor dezvăluite de mine. Acum? Dacă ar fi real. Haideți să trecem. Da. Eu supunem la vot proiectul ordinii de zi. Votul pentru. Vă rog să stați ca să pot să număr, da? Am văzut pentru, inclusiv la domnul Boboc, da? Da. Domnul Gâlea, votul dumneavoastră pentru ordinea de zi. Pentru. 14 am numărat eu. Împotrivă. Abțineri. Domnul Dăboc, abțineri. Deci trecem la primul proiect, da? Votat suplimentarea ordinii de zi cu cele patru proiecte. Suplimentarea, da. Să punem la vot pentru suplimentarea cu cele patru proiecte. O clipă, vă rog. Vreți să dăm citire proiectelor de suplimentare sau le-ați luat la proiectile? Da, vă cunoșteți. Bun. Pentru suplimentarea ordinii de zi, votul pentru, vă rog. Păi nu știm nimic despre asta. A, domnul Bobo, dacă v-am spus, este bani suplimentare, acasă. Acum am auzit, gata, tăiați gâtul de acum, spuneți, ce să votez? V-am povestit acolo când am fost în poza dumneavoastră. Hai băi, oră, ce mi-ai povestit? Gata, primesc cârtei acasă. A, dar și eu ne-am primit tot aici, da. Haideți să le punem atunci suplimentare, să are de toate, domnul Budo. Fiecare proiect avem mai mult de un proiect. Primul proiect, ordinii de zi, numărul 49, dacă nu mă înșeală memoria. Proiectul depus de domnul consilier Dămoc. Cred că este vorba și de proiectul aflat în discuție. Da. Nu? Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principii, obiectivul de investiție, crearea... Domnul secretar, au fost două suplimentări. O suplimentare a venit cu cele două proiecte ale mele. Așa. Și o suplimentare a venit ieri cu celelalte două. Supuneți suplimentarea cu cele două ale mele și suplimentarea cu cele două... Asta este procedura, dacă vreți să fie separat. Că nu individual, nu... Bun, supunem la vot suplimentare ordinii. Păi, tocmai, e o suplimentare unică, că le-ați făcut dumneavoastră în două zile diferite și că așa... Haideți să punem atunci la vot suplimentarea totală cu cele patru proiecte. Votul pentru, vă rog.
Eu am numărat 14 voturi pentru. Împotrivă. Pam, pam. Pentru și eu. Dar nu, n-ați indicat mâna, abține. N-avem, da? Deci avem 15 voturi pentru, da? De ce pentru? N-ați ridicat mâna. Nu, chiar nu e nici șicană, nici așa, n-ați ridicat mâna și... Mi-am afirmat. Bun. Deci avem 15 voturi pentru, da? Pentru suplimentarea ordinii de zi. Trecem la primul proiect al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a participării Comunei Horgești la programul DR28, crearea, modernizarea infrastructurii rutiere de bază în Comuna Horgești. Domnilor consilieri, înainte de a începe prezentarea, vreau să vă spun că domnul primar, atribuții de primar, nu este prezent în această ședință, deoarece este o problemă importantă de serviciu, este plecat. Și în calitate de administrator public, cu atribuții de ordonator principal, decrete de a semna contracte, vă prezint eu astăzi proiectele de hotărâre inițiate de domnul viceprimar, bineînțeles. Ați cerut cuvântul, doamnă? Nu puteți vorbi dacă președintele de ședință nu vă dă cuvântul. Haideți să începem. Ca să au s-a făcut de discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, în cazul în care considerați că a fost important ce s-a spus, e luat ca atare, dacă nu, haideți să-i stăm strict pe proiect. Atât aș mai putea să adaug, că chiar la început când am venit în ședință, bine, era ședință de comisie, domnul consilier Dămoc a spus că dânsul, până să spună că dânsul a depus acest proiect și a fost furat, a făcut o afirmație, nu știu dacă ați auzit-o toți, dar presupun că cei de aici din zona ați auzit-o, că nu s-ar putea aproba acest proiect de hotărâre, pentru că ordonanța care este în vigoare acum și este pentru reducerea cheltuielilor nu ar permite să se încheie un contract. Ce inventează, omul ăsta este un domeniu fantastic. Chiar eu am fost cea care, ați auzit, da, domnul Cuse, chiar eu am fost cea care am spus că se pot încheia contracte care țin de fonduri europene. Deci nu avea cunoștință și dacă a depus, presupun că a depus așa doar de dragul de a depune, nu avea cunoștință că se poate, nici astăzi, la ora 9, când am intrat în ședință, că se poate semna. Discuția pe care doamna a prins-o din zbor era referitoare la rectificare și prevedea rectificare referitoare la drumuri. Fonduri europene. Bun. Domnul consilier, suma... Această femeie minte cu nerușinare și are impresia că toată lumea o crede. Deci aveți un vocabular... Nu se mai poate chiar așa. Nu se mai poate chiar așa. Până aici... Până aici a fost. În contradicții se poate la sfârșitul ședinței. Nu se poate, pentru că nu trebuie să atâta timp cât doamna a lipsit din ședință, lucrările au fost foarte ok, s-a lucrat frumos, în liniște, constructiv. Atâta timp cât vreți să impresionați continuu și faceți acest circ, eu pot să dumneavoastră furați proiecte, doamnă. Ideea dumneavoastră, care este total deplasat. Nu se poate chiar așa. Bun. Haideți să vorbim și pe proiect, pentru că aceasta vă interesează și aceasta interesează și cetățenii, nu atâtea discuții și atâta grandomanie. Deci acest proiect, și să se înțeleagă, este, ați văzut suma, este maxim 1 milion de euro. De ce am mers pe acest proiect și nu s-au mers pe două? Am ales să fie pentru drumuri sătești și comunale, pentru că sunt slabe șanse să fie aprobat pentru o comună și pentru drumuri sătești și comunale și pentru drumuri de exploatație, și am dorit să fie prioritizate drumurile sătești și comunale, dar să se înțeleagă și să nu se facă atâta tam-tam. Un kilometru de asfalt, după cum am întrebat și eu și nu doar un constructor, mai mulți, poate să ajungă până, dacă e cu șanțul, cu podețe, tot, chiar până la 1 milion, 1 milion și ceva de euro, un kilometru de asfalt. Deci n-ar fi o mare suprafață de acoperit. Normal că noi trebuie ca și instituție și Consiliul Local să venim cu o contribuție. Știți foarte bine și urmează să aprobăm, că canalul de contribuția noastră este foarte mare. Dacă împărțim și nu prioritizăm ceea ce ar trebui, atunci suma aceea pe care o aveam și avem și pe care este necesară, și știți că mai avem și alte proiecte, se diminuează și în loc să dăm posibilitatea să se facă ceva de amploare, ne bazăm pe lucruri mărunte și contribuția noastră o să fie foarte mare. De aceea am ales acest proiect de hotărâre și cu rugămintea de a-l aproba în forma în care a fost inițiată,
urmând ca să venim în fața dumneavoastră și să prezentăm ulterior unde se decide să facă drumul și aprobat separat. Acum este o aprobare de principiu. Mulțumesc, domnilor consilier, dacă este ceva, doresc. Dar am mult să scrisese la votat. Da, noi aprobăm proiectul ăsta, dar cum ne luăm angajamentul? Adică cum deja dăm drumul la niște bani, dacă nu putem face asfaltare, dacă nu avem apă și canalizare? Ne angajăm în proiectul de apă și canalizare pe o sumă care este de 5 ori mai mare decât suma care noi nu am putut-o acoperi când am avut împrumutul, când am avut banii dați la Comunitatea Europeană, la Uniunea Europeană. De ce ne luăm, nu știu, ca și cum am jucat la loto. Jucăm la loto în speranța că ne îmbogățim. Hai să cheltuim niște bani. Pot să înțeleg multe lucruri, un milion de lucruri, dar nesăbuința nu. Nu avem bani, noi nu am, dar nu sunt bani, nicăieri, nu sunt bani, stăm pe trăim pe datorii. Angajăm niște bani care îi avem în niște lucruri care oricum nu se pot face, pentru că nu putem face drumul, nu putem asfalta dacă nu avem apă și canalizare. Dacă dăm drumul la apă și canalizare, trebuie să scoatem 67 de milioane. Eu sper să n-am logică și să spun aberație și dumneavoastră să-mi dați răspunsul și să-mi spuneți să poate de acolo, luăm de acolo, 67 de milioane, n-am putut să facem 17. Adică nu putem să facem nici un milion. Asta însemna că 8 ani de zile, nimeni să nu-și ia salariul, să nu-ți plătească lumina, să nu-ți plătească telefonul, asistenții personali să nu primească salarii, să nu avem nici măcar hârtie pentru făcut două copii, să nu ne întrunim noi. Da, e frumos totul, sună... Mai lipsesc și puțin și avem trenul metropolitan, dar nu se poate unul fără celălalt și celălalt este un angajament prea mare. Nu mare, nu. Este un angajament de domeniul științific fantasticului pentru ceea ce noi, ca comună, posedăm. Și cu cine putem duce noi la o bancă? Dar nu numai, noi suntem într-un proces acum. Avem intentat un proces de cu boierul, nu? Cine ne dă un credit? Dacă noi suntem într-un proces de... Nu are legătură, că doar nu procesul care este pe rol cu retrocedarea respectivă nu vizează bugetul primăriei. Nu. Da, pentru că cine face despărțirea... Așa, mult mai multe procese, nu înseamnă că dacă da, un proces pe rol... Da, ăsta este un proces important, care spune la... Dacă tu nu ai terenul să-l dai, undeva va trebui să-l dai. Și nu vă gândiți că... ANRP, vă să vă da despărțirea. Da, exact, ANRP-ul, statul care nu mai are niciun ban, va veni și va spune, ok, în bază la ce-mi povestiți voi, îi dăm despăgubiri. Baza hotărârii. Nu, acum să mergem strict pe acest lucru. Da. Haideți să luăm. Pentru apă canal. Pentru apă canal, chiar acum suntem în lucru, pentru a primi o sumă de bani și prin AFM, ca să știți. Deci la orice, cum v-am zis și înainte, suma este aceasta pentru apă canal, încă nu este suma finală și din cunoștințele mele am zis pentru a obține o finanțare mai mare prin Angel Salini, cea de 30 de milioane pe care am primit-o, a fost suma făcută la studiul de fezabilitate, s-a luat un maxim posibil, existând varianta ca atunci când se face proiectarea, suma să fie diminuată din ceea ce am ca informații. Dar se poate primi, se pot primi bani și prin alte surse de finanțare și acum noi depunem la AFM, care tot pentru proiect de apă canal se poate primi o sursă de bani. Pentru drumuri, cum ați spus, știți foarte bine că pentru apă canal suntem avansați față de acest proiect cu drumuri prin AFM, prin AFIR, care ați văzut că durează. Deci, și nici suprafața kilometrii sunt atât de mulți. Deci, nu o să existe impediment că nu se poate aproba acest proiect privind asfaltarea din cauza proiectului cu apă canal. Altceva, dacă doriți altă informație? Dumneavoastră, în momentul în care ne-ați prezentat proiectul de apă și canalizare, ați spus că veți merge
inițial cu alimentarea cu apă. Da, și așa a rămas. Asta mi-a zis, da, și spun în continuare. N-a fost întrebarea ca și să nu ajung, și nu ajung banii ăia pentru care apă? Am primit doar pentru apă? Da. Ajung. Păi da, dar discuția era de apă canal. Și dacă urmează să continuăm, noi căutăm și alte surse de finanțare, ca asta am spus, și venim, am spus, suma ajunge pentru apă și am luat în calcul să ajungă pentru apă și să începem inițial, dacă este canalizarea, pentru drumul principal din satul Orgei și apoi să continuăm. Deci acesta este modul de a gândi și așa am luat în calcul. Iar în legătură cu acel proiect de calcul... Poftim? Angajăm, ne luăm angajamentul. Ne luăm angajamentul și așa cum v-am spus, eu sunt și noi în Colegia Primăriei suntem căutare de surse de finanțare. Chiar în momentul actual vă pot demonstra că suntem ca sursă de finanțare să obținem și prin AFM. Pentru că s-a deschis o linie. Și la AFM cât la sută? Urmează să vedem că suntem în lucru pentru... Pentru că dacă ne spune 10% iar, adică AFM... Nu, suma este, suma să știți că este, suma este destul de mare prin AFM și este ceva ce ne ajută, v-am spus. Deci în privința aceasta, noi căutăm surse de finanțare, prin AFM este o sursă destul de mare și se pare că prin AFM chiar se fac și plățile mai repede. Domnul secretar, am și eu o întrebare, ca să-l votez în cunoștință de cap. Am auzit eu că din lege, dacă 5 ani nu mai putem accesa proiecte europene pe același proiect pe care l-am respins. Am avut un proiect de apă și canal aprobat, finanțat. Pe afir. Pe afir. Doamne, ascultați, pe Uniunea Europeană. Aveau oamenii de Răcătău apă dacă se vedea drumul la proiectul ăsta și domnii consilieri de aici respins. Ar fi avut apă, nu bea apă din Baltă, Carața, de care cu dubițele astea, cu tractoare cu remorci. Și l-am respins pe ăla, care trebuia să aibă deja apă și canal. Oamenii numai exclus Hurgești. Că Hurgești nu era un sat limitrof cu satele astea. Mă interesează dacă proiectul ăsta e finanțat de Uniunea Europeană și dacă poate merge, ca să putem vota în cunoștință de cauză, domnule. Și dacă... Păi banii europeni sunt mai mult... Proiectul acesta nu este prin banii europeni, proiectul acesta este prin Angel Salini, care este program de la guvern. Urmează să căutăm surse de finanțare, ceea ce v-am spus, și găsim și accesăm tot ce putem. Suntem la proiectul de afir, nu suntem la apă canal. Nu, era vorba de apă canal, că întrebarea a fost de apă canal. Lăsați-mă să răspund la ce a întrebat domn, că a zis de apă canal. De apă canal, proiectul la care s-a renunțat, să fim conștienți și care să... nu puteți spune că s-a renunțat pentru că nu s-a avut acel proiect, că ar fi avut deja Răcătău apă. Știți foarte bine că nu numai Horgeștiu nu era în acel proiect de apă canal, nu erau nici satele Bazga, nici Sodorul partea de sus de Cătău. Domnul consilier nu erau. Și, mai fac, și tocmai de aceasta ar trebui aici chiar domnul Dăvoțin trebuie să spună că la fiecare ședință în care a fost acel proiect de apă canal, dânsul a votat împotrivă. Pentru și chiar a spus trebuie. Împotriva hoției. Da, bine, haideți. Continuați cu ce spuneți dumneavoastră. Bine, domnul. Deci, asta e. Iar în privința fondurilor, cum ați spus, prin afir, s-a renunțat la acel proiect și nu a fost condiționat că timp de 5 ani noi nu mai putem primi fonduri prin afir. Deci, nu este o informație reală și ca atare nu are rost să punem bază și să discutăm pe ea. Da? Nu din cetățenii din comuna noastră, domnul secretar, prin intermediul acestei înregistrări. Și eu vreau să se voteze cu inima curată, în cunoștință de cauză, să nu fie o gargară așa, aruncată pe piață, ca să se... nu știu ce să se facă, că n-am cunoștință. Da, s-a spus. Dacă e adevărat să se poate, da, nu avem interdicția. Niciunul din consilieri n-ar trebui să fie împotrivă, dacă e adevărat. Dacă e o gargară și nu știu cine o vine prima. Nu avem nu știu cine o vine prima. Dacă nu avea, ori s-a respinge proiectul și deci nu... nu există. Să nu pierdem bani. Aia e problema. Mulțumesc. Oameni buni, indiferent cât de mic, cât de puțin, orice ban adus în comunitatea asta este binevenit. Condiția de bază esențială este, în schimb,
ca autoritatea executivă, cei care conduc primăria, să fie transparenți și corecți și să facă toate documentațiile la preț corect, să... Pentru că dacă s-ar face lucrurile astea, vă spun eu că am face și drumuri, am face și apă și canalizare, am face de toate. Dar numai astăzi s-au plătit din nou 30.000 de euro pe studiu de fezabilitate pentru apă și canalizare, care noi l-am mai plătit odată. Deci s-a renunțat la proiect de apă, aveam bani în buzunar de la AFIR, i-am dat înapoi și acum o luăm de la capăt. Și ei vor să-i mai credem că vom avea vreodată apă canal la Purgești. Ei mai crede cineva? N-ai cum să mai crezi așa ceva. Deci am avut, eu am fost la Consiliul Județean, în două când s-a aprobat și drumul județean și proiectul de apă canalizare. Și exact asta am discutat, domnule, dar nu e normal, nu e normal să băgăm întâi apă și canal și după aia să venim cu asfaltul. Deci la momentul ăsta în Horgești am fi avut și apă și canalizare pe jumătate din comună și am fi avut și drumul județean asfaltat. Deci la momentul ăsta, asta trebuia să fie realitatea de la Horgești, dacă oamenii ăștia care ne conduc își făceau treaba. Dar nu și-au făcut treaba. Și astfel, astăzi am ajuns în postura de a aproba din nou 67 de milioane din bugetul local. Suntem în postura care spune că, domnule, nu avem bani nici măcar de documentație ca să facem un drum de kilometru comunal și agricol. Că ați văzut că deja s-au antepronunțat că vor respinge și drumuri agricole, că nu, noi nu facem așa ceva. Despre ce vorbim? Se vede reaua intenție, se vede că oamenii ăștia nu sunt capabili. Cât timp mai suportăm lucrul ăsta depinde numai de dumneavoastră. Mai mult de atât eu nu mai am ce să zic. Nici eu nu am ce să răspund aici decât reamintesc tot ce a ținut de apă canal proiectul trecut, domnul consilier a votat împotrivă. Mai mult de atât nu mai pentru că nu v-ați făcut treaba. Gata! Pentru că nu v-ați făcut treaba. Știți cum abundă sărăcia omului? Domnul, vă justificați cu prea multe vorbe de ce? Când este ceva real, spui un cuvânt și s-a înțeles. Ați dat sporurile înapoi? Ați dat sporurile înapoi? Când sunt minciuni, nu e treaba dumneavoastră această treabă. Poate puteți să vă plecați Deci care vrea să voteze, votează, care nu, nu. Cu asta va. Mai e cineva care vrea să Când faceți așa antiteze de astea, normal că sună frumos. Că ăla nu vrea. Să-l ascultăm pe domnul Borici. Întrebarea mea e adresată către domnul secretar. În acest proiect sunt cuprinse toate satele, inclusiv Bazra de Sus, Socodor, unde nu ajungea? Nu. Nu, vorbim de drumuri comunale. De drumuri comunale. Vorbeam de proiectul ăsta. Vorbim atunci, pe fiecare. Ajungem la primul proiect privind asfaltarea drumuri comunale. Ajungem, discutăm la fiecare în parte. Haideți ca să se înțeleagă ceva din ședință. Deci, într-adevăr, a întrebat domnul de apă canal, dar avea oricum legătură. Dar acum suntem la primul proiect privind asfaltarea de drumuri comunale. De fapt, este vorba de o aprobare de principiu a unui domnul obiectiv. Secretar, n-ați precizat cât din străzi la Soudor, cât din la Hormier. La momentul ăsta se aprobă de principiu participarea la acest proiect. După ce dumneavoastră participați, ascultați-mă puțin. Păcat că nu înțelegeți după atâția ani după care a spus. După ce Consiliul Local este de acord să participe la acest proiect, urmează următoarea fază, cea a aprobării indicatorilor tehnici și economici. Acei indicatori stabilesc ce bani pot fi primiți, ce străzi pot fi asfaltate și cred că s-a spus aici pentru suma de 1 milion, ați înțeles cam câți kilometri pot fi asfaltați, da? Cam 2 kilometri, dacă o să mai punem și noi ceva, că atâta e asfaltul, nu la Horgești sau în alte parte. Poate, până la urmă, este vorba de oferte. Deci, știți cum aceste proiecte care se aprobă din principiu, care e scopul? Că așa e și viața la un moment dat. Încerci de mai multe ori, cu cât încerci mai des, cu atât ai mai multe șanse să realizezi ceea ce faci. Dacă nu încerci deloc, nu ai șanse să realizezi. Dar eu acum nu cred că trebuie să vă convinc de oportunitatea proiectului,
că pe proiectul ăsta avem doi inițiatori, adică dacă doi inițiatori au spus că e oportun, oportunitatea o decideți dumneavoastră. Până acum ne luptam cine a propus proiectul. Acum... Nu mai contează cine l-a propus. Păi asta spun. Dacă e bun, să-l votăm. Nu mai contează pe acui și cine l-a propus, să-l votăm. Mai are cineva cuvântul? Nu. Supunem la vot atunci. Voturi pentru, vă rog. Domnul Gălea. Domnul Mara, 15 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Vreau să consemnez că chiar dacă e proiectul meu și l-a inițiat domnul Căliman, am votat pentru. Pentru că orice proiect benefic comunității trebuie susținut. Faptul că din spate știe cum se lucrează, este problema lor și la un moment dat se va face dreptate. Trebuia să treceți pe amândoi ca să nu se supere. O întrebare referitoare la prezența domnului Gâlea. Domnul Gâlea, eu am zis că este plecat din țară, e adevărat? Că deja sunt 3-4 ședințe. Mă întrebați un lucru care n-am de unde să știu. Chiar locația... Și este permis online și dumneavoastră ați intrat online. Nici dumneavoastră nu când intrați online unde sunteți, doamne ea. Deja e vorba de vreo 3-4 ședințe. Și tocmai de asta zic, pentru că domnul Gâlea, eu știu 100% că e plecat din țară, tocmai asta vreau să fac un apel, către toți horgeștenii plecați, oameni buni, candidați, implicați-vă că se poate, intrați pe telefon din Belgia, din Germania. Cum ați intrat și dumneavoastră de atâtea ori, domnul? Pentru că numai așa salvăm Horgeștiul. Cum ați intrat și noastră? Chiar dacă plecați în fiecare recent, pentru că l-am văzut acum. Da, da? Următorul proiect de hotărâre. Nu luăm noi de bază tot ce spune. Fii da. Cum putem să legăm așa? Dar nu credeți că aveți pe mine, nu? Nu, credeți. Îl citesc eu? La proiectul numărul 2. Fiecare l-are în față, așa. Iau cuvântul cu cadou. Să ia cuvântul, da. Domnul consilier, așa, știți, în ultimii ani s-au achiziționat cadouri de Crăciun pentru copii, pentru elevi. Știți foarte bine că aceste număr cadouri a fost, așa cum a fost solicitat de către școli. Cadourile se dau la școli, școlile le dau elevilor și în cazul în care există situații în care mai rămân cadouri că nu sunt copiii la școală, acestea au venit și știu foarte bine, au venit și urători, au venit și copii mai mici decât cei de școală sau preșcolar și li s-au dat restul de cadouri. Cam atât aș avea să spun. Da, eu nu sunt de acord. Eu aș vrea să le dați la copii o sală de sport, nu să facă capra podul printre băncile de clasă și să își spargă capetele pe acolo. Să deseneze la ora de sport. Aș vrea să le dați o cărticică de 2 lei, 3 lei și restul de bani să începem să facem sala de sport. Vorbesc doar pentru școala Hurtești. Să facem sala de sport acolo în școala veche. Sau puteți să le spuneți, nu vă dăm nimic când apucăm de treaba aia, e un lucru pentru voi. O sacoșă de dulciuri, o sacoșă, e o pungă de aia de cumpărături, plină. Nu, niciodată. Doamna Simona, aveți dreptate că v-ați susținut punctul de vedere și am trecut. Știți, acum, pur și simplu, ca un din comună din sat, nu vă pot da dreptate și să vă spun de ce. S-a discutat, știți, oamenii că discută în general și de multe ori și domnul consilier mi-a spus cineva. A fost discuție lăsând de cadou noastre, copiii s-au bucurat. Dar au fost chiar de Moș Crăciun, haideți la biserică, îmi dați voie să vă spun. Deci, de Crăciun și la biserică s-au dat cadouri. Și au fost discuții și credeți-mă, n-a fost atunci, nici copiii mei nu merg, că nu sunt de vârsta să meargă să ia cadouri și n-au fost niciodată, că nu se dădeau poate. A fost discuție că dumneavoastră n-ați fost de acord în ședințe, că sunt urmărite să se dea cadouri la Crăciun, iar în seara de ziua când s-au dat cadouri la biserică de Crăciun, soțul meu a venit cu copii și au fost printre primii care au luat cadouri. Deci, vedeți ca să... Dar nu, aici o să vă spun. Copiii vor cadouri. Nu contează cum vedeți la asta. Copiii vor cadouri, într-adevăr. Copiii vor cadouri, dar orice copil o să bucuri la dulciuri. Dar un copil care... Inclusiv copiii noastre. Toți copiii, păi da, și haideți să le dăm această posibilitate de Crăciun. N-a fost, cred că nu s-a dat. Dar nu face diferența o ciocolată sau o sacoșă de dulciuri. Oricum o primesc. Bine, e punctul dumneavoastră de vedere. Eu atât am avut de zis. Și cu restul de bani să facă ceva.
Adică, o sală de sport de 40.000 de lei, doamne. Dar începem de undeva. Începem și cadouri, chiar nu le dăm o ciocolată. Haideți, doamne. Și apropo de discuția la biserică, o să vă spun în privat motivul. De obicei se spune, mi-a zis cineva. Exact așa am auzit discuții pe sală. Dar nu am refuzat nici măcar. Foarte frumos, deci asta n-a fost un reproș. Să vă reamintesc ce înseamnă pentru un copil niște cadouri. Da, absolut. Dacă nu le găsesc, le caută și le găsesc ascuns. Deci am căutat moartea. Aveți că vreau. Oameni buni, nu se exclud una pe alta. Noi sală de sport deja aprobăm de vreo 2 ani zile, la început de an. Ca să facem. S-a spus când sunt fonduri linii deschise. Haideți fiți să termine și după. Da, dacă doamna mă mai întrebă. Dați replica, da, să termine. Eu o să vă rog politicos să o invitați afară din sală. Sincer vă spun. Deci dânsul poate. Eu o să vă rog politicos lucrul ăsta pentru că Dunei întrerupe constant. Deci oameni buni. Are de spus ceva și este evident. Bun, copilul se bucură la dulce. Care copil nu se bucură la dulce? Dar practic doamna nu ce semnal de alarmă a vrut să tragă? Faptul că pentru viitor, pentru pe termen lung, copiii au nevoie de altfel de investiții. Da? Exact, cum a fost terenul de sport, cum ar fi o sală de sport, cum ar fi investiții să le aducem niște profesori, poate, de judo, de karate, de șah, de orice. Asta trebuie pentru copiii comunității, dacă ne dorim copii sănătoși și care să se dezvolte și care să fie esteți. Și sunt, numai că trebuie susținuți. Faptul că avem impresia că le-am dat o pungă de cadouri de Crăciun și că am făcut lumea de pe cer pentru ei, ne mințim singuri. Da? Se fac și alte lucruri. Nu putem nega că nu se fac și alte lucruri. Dar am, știți, cuiul ăla care nu... Deci nimeni... Pentru că nu pot să am văd copiii cum am terminat de azi, deci votăm acest proiect pentru copii. Nu dau, nu e ca replică, nu vreau să fie luată ca replică, vreau atât să se aibă în vedere. Când s-a fost trecut în lista de investiții, în tot, când a fost trecută sala de sport, s-a spus clar, când prin PNRR o să fie deschisă linie pentru sală de sport sau pentru dispensar, am spus așa, atunci o să accesăm fonduri pentru așa ceva. Dacă momentan nu s-a deschis linie pe aceste măsuri, din acest motiv n-am depus. Deci nu să se interpreteze că s-au depus doar de dragul de a se depune sau de a părea scris în acel plan de investiții. Vă rog să consemnați în procesul verbal afirmația, pentru că voi face public liniile de finanțare prin PNRR care au fost deschise. Da, da. Maia? Nu, vă rog, dacă se menționa, numai că se trece. Nu, trebuie să rugați. Ați terminat? Poți să cântă și eu? Din ce am calculat eu, la școala Răcătău sunt 5342 de elevi și la Horgiște 538, sunt 880 de elevi de toți. Da. Sunt mai 40.000, am făcut o învărțeală, nu știu dacă am făcut-o bună, vine 45 de lei de per elev. Nu mi se pare o sumă atât de mare, adică să ia cu clasă plină. Deci, la cât îți discumpe acum, nu știu dacă să fie chiar atât de consistent pachetul. Noi am mers pe suma de 40, știți că a fost alocată de la început în Muge și de aceea am învățat că nu știam numărul de elevi la început. Și exact cum a zis, fiecare copil să bucură în momentul când îi dai atunci, măcar atât să facem pentru ei treburile mai mari. O să fac așa, alea, în momentul când o să avem finanțe. Domnul Vopo, doamna președinte, domnul consilier, asta e o mânjală, la bot așa dole pentru copii. Alucat o sumă mai mare, cum se găsește bani pentru toate postirii și pentru alta așa, vine cu tribun bani și nu știu ce vine. Pune suma mai mărișoară, dacă totuși le dăm la copii ceva. Nu așa de ochii lumii, că le-am făcut. Atât, da? Okay. O întrebare, ce sunt cadouri, fondieri? Da, și trebuie să am e prins în bugete la începutul anului, am spus. Așa, domnul Pisecaro, e o sumă mică. Doamna Simona a spus că s-a mai găsit. Ce sumă iei din suma aia și ce sumă iei de aici la copii? Eu sunt mândit. Acum facem de ăla. Și noi am vrut la Soldo să facă și la noi o sală de sport. Facă și la noi. Da. De suma asta mică. Și ce pretezi mai avem? Din câțiva bani, ce îi dai la copil, ce mai oprești, și tu faci. E bine, băiețul, ca să bucuri și copiii. Pentru că la copil nu trebuie să-i dai tu ca poate. La copil poți să fii o treabă din partea
nu știu, să-ți școala să găsească sponsor pentru treaba asta. Domnul Borici. Întrebarea mea e, aceste cadouri sau doar în dulciuri, după cum vorbim, sau ești o rechizită, un caiet, un radio? Doar în dulciuri. Și fruct, uneori sunt... Nu, de fruct, da, 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 da. Da, și suc. Și merge pe, de obicei s-a mers, am votat tot să fie un suc natural. Ați văzut, s-a pus pe sucul natural, n-am explicit la cifrat. Rechizite, acum să fim coerenți cu rechizite, știți că primești și acele etichete pentru a-și lua rechizite. Deci eu... Da, și... Exact. Și se întâmplă, am înțeles că o să primească chiar și rechizite, stic, de aceea. Dumneavoastră, în schimb, rămâneți să hotărâți, noi cu acest. După sărbători avem nevoie de medic stomatolog. Da, până la duce. Hai, mă. Își schimbă dinții, da, ca somnă, da, crește. Înseamnă că copiii noștri sunt duce. Bine, să punem la vot atunci, dacă nu mai... Voturi pentru, vă rog. Ion, numărul 14. Împotrivă. Și abținere 1, doamna Lulu, da? Da. Domnul Gălea. Yes, yes. Aici e mă la proiectul numărul 3, da? E cel cu... Scrieși, nu? Reducerea de costuri, da, nu? Bravo, mă consider că a venit în astăzi pe acesta, bă, știu și, dar dacă veți... Cine... Deci, pe următorul proiect vizează reducerea numărului de posturi din organigram. Știți că prin ultima ordonanță s-a dispus reducerea cu 10% a posturilor din organigram, noi având aprobat prin ordin al prefectului 32 de posturi, s-a ajuns la concluzia că trebuie, nu concluzia. Și spune legea, trebuie să reducem 3 posturi aflate în organigram. Posturile care sunt reduse sunt posturi care nu sunt ocupate, sunt posturi vacante. Alte domnul întrebări... Domnul secretar, ești cam greu de cap, considerați că m-am înscris la cuvânt. Am înțeles că să mă reduce din posturile astea și am să nu înțeleg greșit, să mă dea afară din tractorii de astea, în oameni care se fac... Ați înțeles greșit, nu că sunteți greu de cap, să vă vezi că nu sunteți, nu. Este vorba că din organigrama care prevede 32 de posturi, trebuie redusă cu 10%. S-au angajat pe bandă rulandă. Unii sunt aia patru angajați, că n-am văzut să vină vreunul la Soudor, la vreo babă, la vreo moș, la noi, la cineva, care ăștia ultimii angajați, de pe 4, în septembrie. Ce se facă la primărie? Așa. Și n-am văzut. Dar dacă cumva să mai dă afară din tractorii de ăștia, din mașinici de ăștia, din nu știu ce... Mi s-a pus poate pe tractorist sau nu, n-am nu înțeles. Sau din ăștia de pe la primărie aici. Eu care, cred că la care ce iarnă grea va urma o să trebuie vedeți pe stradă, la dezăpezie, la... În fața dispensarul, unii spun stați, e din jos, unii... Mă gândeam că poate să mă reduce din ăștia. Dacă nu, am înțeles bine. Nu, se reduc posturi care sunt vacante, nu? Adică care nu sunt. Da. Așa e ordonanța specifică, exclusiv, să fie reduse posturi vacante? Nu, ordonanța specifică faptul că se reduc cu 10% posturile din organigram. Dar eu nu cred că niciun angajator n-ar păstra posturi vacante și ar da afară. Deci, vă dați seama că aici există o ordonanță. Dar omul ăla, ca să-l concediez, trebuie să aibă o procedură. Dom'le, îl votăm că așa e inutil. Dacă din nu dăm afară pe mine, nu mai angajăm, da, și chiar băieții sunt pe drume. Hai să știu. Totdeauna sunt la treabă. Unul din posturile care se vizează a fi desfițat din organigram este cel de consilier superior la compartimentul agricol. Unde știm cu toții că sunt foarte multe probleme. Am avut inclusiv un proiect de hotărâre la un moment dat, care tocmai de asta a fost respins, pe motivul că persoana care se ocupă acum are doar funcția de consilier și nu face față și că va trebui să găsim o persoană competentă acolo. Deja sunt vreo mai bine de jumătate de ani de la acest moment, nu s-a luat niciun post și eu nu consider oportun desfințarea acestui post, ci dimpotrivă, nouă la compartimentul agricol ne trebuie o persoană foarte bine pregătită care să dezlușească toate problemele din comuna asta, că slavă Domnului sunt foarte, foarte multe. Astfel eu voi veni cu un amendament la acest proiect,
și voi propune scoaterea din organigram a funcției de administrator public și să lăsăm funcția de consilier superior la registrul agricol. Deci practic asta ar însemna o economie de peste un miliard la bugetul local și deci, funcția de administrator este absolut degeaba, nu, face nimic, nu se face nimic pe acest post în comunitate, este un post deținut, cum știm, abuziv, politic. Mai departe știți dumneavoastră toată povestea și așa vă rog, doamna președinte, să supuneți la vot amendamentul. Supunem la vot. Agent agricol a terminat, bine ce a terminat, a luat și aparat, acum este înscrisă și la facultate, deci nivelul de pregătire este superior. Și de aceea am avut în vedere domnul secretar, urmează, pentru că și studiile sunt de alt nivel, să vedem promovare și tot ce trebuie conform legii, da? Ca să înțeleagă. Mai departe, doar ca să cumpărăm audiența. Dacă nu mai sunt alte lucruri, vă spuneți la vot amendamentul domnului Dămoc. Supunem ca tot amendamentul. Deci amendamentul vizează în loc eliminarea funcției contractuale de domnul consilier. Prezintă amendamentul dumneavoastră, ca să fim clari. Amendamentul prevede eliminarea funcției de administrator public și păstrarea celui de la consiliu. Înainte ca să votez, am să vă spun o problemă. Domnul Ceaușescu a adunat pe toți oamenii lângă el. Alegeți-vă azi un nou președinte, că eu nu mai stau. Iar cei din guvernul lui, cum să boteze că știa că ia chită? Deci au toți chitiți așa cum o să stăm noi acum. Și ce au fost cu hoților tot pe mine, mă vreți. Vot. Pentru amendament. Voturi pentru. Un vot pentru. Voturi împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Domnul Gâlea, pentru amendamentul domnului Dămoc. Eu am o abținere, domnul. Dar nu întrebat abținere. Abținere 1. Deci sunt 13. Două. De ce m-ați spus la pentru? Păi acum eram sus, nu eram. Nici măcar. Deci abținere avem 2, da? 1 pentru și 12 împotrivă. Amendamentul este respins. De dragul procedurii. Da, s-a arătat o șansă de a fi liniște în acest. Acum vom supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Deci am avut o emoție. Voturi pentru. Haideți, acum am luat pentru. Proiectul de hotărâre în forma prezentată. Forma inițială. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Domnul Petruț. 12. Împotrivă. Abține. 1, 2, 2. 3. Deci abține domnul Dămoc și doamna Nunuț, da? Să avem 13 la pentru. Domnul Boboc, dumneavoastră ați votat pentru, că v-am văzut. Da? Mulțumesc. Proiectul este aprobat în forma inițială. 4. Se intră pe suplimentarea ordinii de zi. Mă scuzați. Rectificare. Da, mai e rectificare. Proiectul numărul 4. Rectificare. Domnul consilier, sper să nu am emoții în continuare, pentru că v-am zis, a fost așa, am avut niște emoții eu că trece acel amendament, dar am venit destul de repede. Ați primit proiectul de hotărâre și toate documentele privind rectificarea. Ați văzut că banii din excea se iau pentru exact toate investițiile care sunt acum în curs. Și de aceea consider că este oportun să votați acest proiect de hotărâre în forma în care a fost prezentat. Mulțumesc!
Îmi scrie. Acum văd, da? Despre ce la copii? Domnul. În primul rând am o întrebare. Am văzut pe proiect se lucra doamnei Toader. Și din cunoștința mea, doamna Toader e în concediu de creștere copil. Creșesc cu ceva? Doamna Toader nu este în concediu de creștere copil, s-a redus baza cererii la serviciu și așa cum are posibilitatea conform legii, poate să facă și ore telemuncă. Câte zile pe lună? 5 zile. Eu n-am fost niciodată într-o zi. Ați venit toate zile. O să... N-ați intrat în toate birouri. O să vin toate zilele și o să intru în toate birouri. Urmează, da. Da. Păi, dar cred că o să, totuși, bine, e rectificare. O să vorbesc la diverse de poduri de la, și despre situația lucrurilor de acolo. Da, atât, mulțumesc. Atunci, să punem la vot. La articolul numărul 3, punctul numărul 5, crearea, modernizarea infrastructurii în rutiere, 50.000, unde e alocată suma. Păi, cu care l-ați aprobat asta. Păi, iată, s-a și e inițiat pentru tot. Da, am înțeles. Spuneți la vot dacă nu mai sunt. Cum urmează suplimentarea? Să punem la vot proiectul. Votul pentru. Vă rog să țineți mai mult ca să pot să nu. Domnul Gâlea! Eu număr 15 pentru cazul ăsta. Împotrivă? Abțineri? Proiectul este aprobat în unanimitate. Urmează suplimentarea ordinii de zi cu proiectul numărul 49, inițiator domnul Dămoc Cristinel Claudiu. Este vorba de proiectul care s-a discutat la începutul ședinței. Acum, legea prevede că doar inițiatorul își poate retrage un proiect. Este proiectul care este deja aprobat. Urmează dumneavoastră să decideți ce faceți cu el. Nu am întâlnit până acum situația în care același proiect a fost aprobat prin două hotărâri. Am eu o propunere, dacă se poate. Nu prea mă pricep la proiect. Iar trebuie schimbat destinația, situația la acest proiect, să verifice cele 320 de hectare din rezerva primăriei și să dea la fiecare tânăr căsătorit care n-are pământ din loc, domnule. Trebuie să fie 320 de hectare de pământ a primăriei pe undeva din rezervă. Și proiectul ăsta trebuie schimbat acolo ca să-i dăm drum mai departe cu ceva bun pentru comunitate. Da. Eu o să practic s-a discutat deja. Am discutat deja jumătate de oră despre proiectul ăsta. Îmi mențin părerea că el mi-a fost furat. Da, ăsta este termenul cel mai corect. Da. Deci, pur și simplu, ăsta este... Nu mă supăr atât timp cât se va face și se va vedea ceva în comună în urma implicării mele. Eu sunt foarte mulțumit. Nu voi retrage proiectul de ordine de zi. Nu am niciun motiv să fac lucrul acesta. Votați împotrivă dacă asta considerați că doriți. Nu, va, țineți că a fost... Da, ați primit deja și indicația cum să votați. Nu, deci... le spun, am primit normal, ne-am urât de trafă. Dar să știți că nu voi lăsa lucrurile așa și voi dovedi faptul că proiectul meu a fost furat. Asta vreau să văd și eu, domnul Dămoc. Trebuie să demonstrați chestia asta. Da. Nu putem să știm noi exact dacă a fost sau nu a fost așa. Păi v-am dovedit deja. Dar zici că nu s-a supărat, domnule. Voi invit la registru, să vedeți registru, unde găsim zeci de locuri libere în registru. Nu, dacă n-avem dovada... Și pe mail, cu mail se vede clar că vede pe cinste. Trebuie să dovediți chestia asta. Păi chiar vreau și eu să văd și mail-ul și vreau să văd data documentului care l-a lucrat... Parcă a spus înainte că nu vă deranjează. Să văd data documentului. Cum se bat cap în cap? Mă deranjează furtul. Faceți afirmații de dragul de a face afirmații? Proiectul pentru cetățeni nu mă deranjează. Mă deranjează furtul, hoția. Hoția nu suport, să știți. Nu suport hoția, doamnă. Știu de azi toaletele de la școala Gorgeștiți, unde
cine a fost manager de proiect, s-a demonstrat de către Curtea de Conturi că plângere. E ducă. Faceți plângere, doamnă, pentru nu orice. Nu sunt banii noștri, sunt a, și, adică oția cum este? Se poate dacă e de la un ONG? Deci nu, deci... Este demonstrat? Sunteți este negru pe al? Sunteți penibilă. Este negru pe al, domnul Dămo? Sunteți penibilă. Haideți să te strigă. O să vorbesc acum și despre cel de-al doilea proiect referitor la drumurile agricole. Trebuie supus la vot și... Da. O să vorbesc acum și despre felul, ca să nu mai opresc. La vot, nu? Și da, ok, vorbesc după. Votul pentru. Unu, doi, trei, patru, cinci. Voturi împotrivă. Unu. Abțineri. 1. Domnul Gânea. Da. Vot hotărât de la Londra. Nu avem împotrivă. Și 8 abține. Atâtea ședințe calculați și râs de unul ca păi intrat online. Deci, proiectul de hotărâre este respins. Penibit, domnule, ca să nu-ți vezi bârna din ușa. 6. Proiectul de hotărâre. Da, pentru drumul de exploatație. Da. Da, referitor la cel de-al doilea drum, la cel de-al doilea proiect referitor modernizarea drumurilor agricole, vreau să menționez faptul că la acest moment în comuna Hojești nu există absolut nici măcar un metru de drum agricol modernizat. Orice oportunitate, așa cum am menționat și mai devreme, nu trebuie ratată. Costul de kilometru de drum agricol este mult mai ieftin față de kilometru de drum comunal, astfel că dacă o să vi se spună că e prea puțin, că nu există așa ceva, nu există așa ceva. Un consultant bun, cu costuri bune, putem să facem primii kilometri de drum agricol. Oricine a ieșit și merge la câmp și are nevoie, știe situația, mai mult decât atât. Deci singurul mod prin care pot susține producătorii locali, prin care pot să-i susține să se dezvolte. Comunele din jur au ajuns deja de au asfaltate absolut în întregime, deci nu doar drumurile comunale, ci inclusiv drumurile agricole. Prin acest proiect avem și noi oportunitatea să facem un prim pas în acest sens. Așadar, votați după cum considerați de cuvință. Eu consider că este un proiect oportun și binevenit. Mulțumesc! E punctul meu, e proiectul dânsului, eu ce am avut de spus, am spus inițial, de ce nu am inițiat și un astfel de proiect. Mai e cineva cuvântul? Supunem la vot, da? Votul pentru. Rugăm trebuie să vă mențineți mâinile. Votul pentru. Vă spuneți la ascultătorul. 5 voturi pentru. Voturi împotrivă. 1, 2, domnul Gâlea, sunteți abținere sau împotrivă? Abținere. 2 împotrivă. Abținere. Domnul Gâlea, 8. Pentru împotrivă? Abținere. Proiectul este respins cu 5 voturi pentru, 2 împotrivă și 8 abțineri. Cum e când abține. Vă abțineți, domnul Dămoc? Pică rău așa? Pică rău? Vreau să faceți o postare, acum să spuneți, uitați cum se abțin. Uitați consilierii PSD cum se abțin. Eu știu cum să fac. Dumneavoastră cum faceți? Că vă abțineți la toate. Consilierii a făcut de oaie. Cum e că vă abțineți la toate? Pică rău așa, nu? Pică, pică. Și măcar aici se abțin cu un motiv. Dumneavoastră când vă abțineți, vă abțineți numai ca să fiți împotriva. Un motiv banal. Nu vrem asfalt. Nu vrem, dar au fost conștienți că vor drumul să te și comunale și nu se vrea altceva. Mai aveți puțin, mai aveți puțin. Da? Mulțumesc. Dumneavoastră nu aveți nici atât, pentru că nu o să ajungi niciodată. Haideți să trecem la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii 60 din 16.11.2022. Sunt vorba de indicatorii tehnico-economici la pod, podul care se face prin Anghel Salini. Ce vizează modificarea? Nu există nicio sumă modificată pe proiect. Tot ceea ce ați votat ca sume și ca întindere și ca toți indicatori sunt la fel. Singura diferență este că pe anexa 2, la devizul general care este obligatoriu este, și trebuie încărcat în platformă,
în lateral trebuie să fie trecut la fiecare sumă trebuie să fie dată este de la bugetul de stat sau de bugetul local. Sumele sunt trecute mai jos, adunate. Asta în lateral. Da. Deci, noi am primit în convocare anexa cu sumele corecte. Numai că nu amendamentul este ca anexa să aibă acea formă care o aveți acum în față. Cu trecut pentru fiecare sumă în parte, dacă este de la bugetul de stat, dacă le adunați, vedeți că calculul final este același. Nu, nu a listat imprimanta marginea respectivă. Și am cerut acum și a adus de la... Dacă sunt lor la cuvânt. Vreau să întreb dacă a fost finalizată desemnarea constructorului, pentru că... Suntem încă în perioada de evaluare. 21 noiembrie era termenul limită, conform site-ului de achiziție. S-au mai cerut niște lămuriri. Sunt, v-am zis, 4 oferte. Trebuie să înțelegeți că fiecare ofertă are în jur de 2000 și ceva de pagini. Toate trebuie verificate, pentru că sunt oferte, spre bucuria și pe norocul nostru, serioase. Și se verifică în amănunt. Și acum s-au mai cerut niște lămuriri. Estimați când se va clarifica și când va fi dat ordinul de începere a lucrărilor? O să anunț. Știți foarte bine că nu pot estima, pentru că după ce se spune care este câștigătorul, există și varianta de a se face contestații. Și de aceea nu pot să fac o afirmație asupra care nu am nicio cunoștință și nu am control. Da. Să punem la vot amendamentul domnului Budău, adică anexa 2 completat cu marginea, cu cartușul din margine. Voturi pentru. Eu am numărat 15, dacă nu mă înșel. Tot cu domnul Gălean. Domnul Gălean. Am auzit pentru. Am auzit. Împotrivă. Și abțineri, nu. Mai întreb, poate n-am văzut eu bine. Nu totdeauna sunt așa de rapid. Proiectul de hotărâre este aprobat. Ultimul proiect, proiectul de hotărâre... Privind apă în canal. S-au făcut atâtea discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, încât cred că, din partea inițiatorului discut, a fost, e totul lămurit. Dacă mai e ceva, nu stau la dispoziție pentru alte informații. În scriere atunci, la cuvânt. Domnul Boricio, să acceptați că mai întâi să ia cuvântul consilierii care urmează a vota proiectul și după aceea și dumneavoastră. Dar nu vreau să vă simțiți marginalizat, dar domnii sunt cei care trebuie urmează a acorda votul pe proiect. Domnul Bourici. Mulțumesc. Stimați consilier, proiectul ăsta l-am primit ieri după amiază, undeva pe la ora 3. Studiul de fezabilitate, care înseamnă o grămadă de pagini. Rezumatul l-am discutat deja, deci vorbim de un proiect în valoare totală de aproape 100 de milioane de lei, din care 67 de milioane de lei, la momentul ăsta, ni se spune că vor fi suportați din bugetul local. Ceea ce auzim noi, că va fi AFM sau nu știu, deci noi, eu n-am văzut nicăieri scris așa ceva. Deci nicăieri, normal, studiul de fezabilitate la partea de financiară, eu trebuia să văd acolo. Vom face un împrumut. Pe câți ani? La ce dobânzi? Exact cum a spus și doamna Nunus, trebuia să vedem numărul de beneficiari, cât sunt interesați, în cât timp se va amortiza investiția. Deci, este făcut superficial, este făcut pe genunchi, așa cum a fost și cel anterior, din păcate, și astfel s-a ajuns, dacă vă aduceți aminte, să crească costul inițial de la 14 milioane la 25 de milioane, da? Vă aduceți acum. Deci, tot la fel, s-a făcut un studiu de fezabilitate, inițial a costat 14 și ulterior s-a ajuns să coste 25. După aia, știm povestea, renunțăm la proiect și iată o luăm de la capăt. Și unde am ajuns? Deci am ajuns la 167 de milioane de lei, înseamnă bugetul Comunei Gorgești pe 6-7 ani.
Acum, din nou, doamna Temea o să spună că cine se abține, la fel, iar e împotrivă. Am văzut cine s-a abținut. Eu aici vorbesc de cifre, vorbesc de date exacte, vorbim de lucruri care, pe care noi trebuie să le cunoaștem la momentul aprobării acestui proiect. Eu nu pot să dau un cec în alb cuiva să spun la momentul ăsta că, domnule, eu îndatorez comuna pe următorii 10 de ani. Așadar, trebuie să luăm împreună o decizie. Este oportună apă și canalizare? Dacă vom întreba cetățenii comunei Vorgești, cu care eu discut, unii au spus, domnule, da, bineînțeles. Alții să știți că spun că nu. Eu nu o să mă racordez niciodată. Au apă, au tot ce le trebuie. Ei, oamenii aceia și nu, și din păcate, legislația încă îți mai permite să te fofilezi, ca să zic așa. Sunt persoane care nu se vor acorda, din diverse motive. După aia, vor fi capabile persoanele și vor avea puterea financiară să-și plătească facturile de apă și canalizare? Nu. Pentru că după aia vom ajunge în Consiliul Local și vă spune, simați colegi, oamenii nu au bani, trebuie să subvenționăm, să le dăm bani, să plătească, pentru că noi am făcut investiția și ea nu mai este rentabilă. Ne învârtim în acest cerc vicios pentru că nimeni nu are o viziune exactă de dezvoltarea comunității. Nimeni nu comunică exact cu oamenii. Da? Nu avem o situație exactă cu câți oameni s-ar acorda mâine la apă și canalizare dacă noi am avea proiectul ăsta finalizat. Câți? Știți? Știe cineva? Nu știe nimeni, vă spun eu. Da. Deci facem lucruri, cheltuim bani, cum a spus, 30.000 de euro pe studiul de fezabilitate, sporuri, nu mai zic ce sporuri, se lua salarii pentru proiectele astea și toate cele, nimeni nu le mai ține evidența, dar până când lucrurile nu vom face lucrurile cu cap pentru viitorul dezvoltării acestei comunități, nu ne vom face bine. Da, așadar eu mă voi abține la acest proiect pentru că este un proiect din nou făcut doar ca să mai spălăm din rușinea din trecut și să mai păcălim oamenii la anul la alegeri că vor avea apă cană. Mulțumesc! Domnul Boboc. Domnilor consilieri, îmi pare rău să spun că n-am încotro, trebuie să spun, nu cunosc motivele reale pentru care a fost refuzat proiectul, care apă și canal putem să fi folosit numai Vorgești, să folosa restul comunii de el, de apă și canal. Am să vă spun legat de acest proiect, problema e că în toată comuna la noi s-a dat drumul la fose pe șanțuri, pe câmpuri. Suntem înconjurați de rahat peste tot, domnule. Pentru că s-a refuzat acel proiect la noi, la Sohodor, vă rog frumos să închideți biroul vicelui primar, să-i luați cheia. Cu femeia de serviciu și cu ce trebuie să vorbesc. Să-i luați cheia de la mașină, ca să vină și el pe jos în comună, să miroasă și el, să vadă ce-i prin sap la noi. Poduri înfundate, miros peste tot, nu poți să pui o ceapă în grădină, nu poți să pui, doamne. Și s-a refuzat proiectul acela, de ce? Că așa era prevăzut în el, că numai satele de Mitrofi vor beneficia din proiectul acela. Îmi pare rău de consilierii PSD care sunt aici în sală, așa au fost manipulați și așa au fost manevrați, nu știu de ce, am să-i întreb și-o pe ei că dau de umeri când întreb unii. Da? Și acum, domnule, hai să zicem, hai să îngropăm secură războiului. Ce-a fost? Că nu se mai poate întoarce înapoi. Dar dacă e ceva viabil, domnule, și se poate face ceva, să nu se ascunde în dosul acest proiect anumit interes politici ale unor oameni. Haideți, dacă se poate ceva, vă rog, chiar și pe cei care nu sunteți chiar de acord, s-au prins alte probleme, hai să-l votăm și să ne dăm tot interesul să-l ducem la capăt, măcar nu noi, poate urmașii noștri vor beneficia și ei să nu mai tragă mirosul în care îi tragem noi, peste tot, să vitanjează cu butoaie, cu căruți, cu mașini, cu tractoare și să aruncă pe câmp. Am văzut eu un tractor cu o vitanjă mare care dea în siret. Aici imagine, în siret de abitat. Și care a într-una, facă oamenii bani. Consilierii PSD-ul nu s-a gândit la problema asta, i-a frământat mai mult problemele politice și cele 6 milioane de lei care le ia, că li se spunea că dacă nu resping proiectul ăsta, vor fi dați afară din Consiliul Local. Doamne, haideți, doamne,
Ați înțeles că banii... Articolul ăsta, unde l-ați citit? Domnul Budaru, ai manipulat multă lume. Stai liniștit. Stai liniștit. Câți ani de consilier aveți? 20? Am cuvântul eu și acum stai jos, domnule, ca să nu dezgrupăm. Sunt jos. Morți. Da? Problema e în felul... Eu nu jignesc, domnule. Eu vorbesc adevărul, domnule. Nu până asta, la respect. Vreți să vă dați seama. Da, e cuvântul meu și mă la, te rog frumos. Și s-a respins proiectul acela, cu toate că era viabil. Și pentru nu bea oamenii de răcătă apă din baltă cărată cu bidoanele, a fost mai ușor să cărăm un tractor, o remorcă, un bazin, ca să le cărăm apele într-una, la răcătă, la mare și la deal. Ce că e numai pentru animale, dar oamenii de unde se bea, la bunicul. Problema e în felul următor. Să nu mă luați în umii de rău, că eu am spus adevăr. Chiar dacă suport consecințele, că am spus adevăr. Dacă e viabil proiectul ăsta, rog pe toți consilierii, hai să-l votăm, domnule. Nu vorbesc împotriva proiectului. Hai să-l votăm, să-l ducem la capăt. Nu, dacă mă alegeți pe mine, îl duc la capăt anul viitor, că-l votăm acum proiectul. Dacă nu, o să rămâi așa parte, tot așa o să vă cărați cu vitanjurile prin șanțul și prin câmp. Dacă e viabil, hai să-l rezolvăm. Cine urmează? Era domnul Băurici înscris la cuvânt, dacă nu... Mai sunt consilier, dacă mai sunt. Noi deja avem aprobat un proiect de apă, nu? Suntem în faza de... Da, da, vă ridică. Probe indicatori. Da. Suntem de acord. Suntem de da, în urma celor dispuse de domnul Boboc, voi vota și eu pentru acest proiect, domnul Boboc. Și mi-asum în calitate de viitor primar că voi duce la îndeplinire acest proiect. Mulțumesc, domnule. Domnul Dudulică, da. Vreau să-i dau domnului cuvântul domnului Bobrici. Haideți, domnule. Până la urmă, la a treia încercare de sine. La a treia încercare nu intră. Proiectul ăsta. Nu, mă rea, vreau să-i dau Bobrici. Domnul Boboc face afirmații că consilierii că dar trebuie înțeleasă treaba că nu a fost prins Horgeștiu. Și dacă n-a fost prins Horgeștiu, aia s-a renunțat la noi. Exact, nu asta de asta. N-a fost prins. Nu știu ce făcea scandal, deci l-a spus. Dar facea un scandal. Referitor la domnul Democucidis cu apă, s-ar putea nu mult să reacordeze. Cam 80. Dar cu canalizarea, aia e cam obligatoriu, că nu mai e obligatoriu. Îți faci de și un diprei suplimentare, trebuie să ai un canalizare. Proiectul e bine venit, să-l votăm. Dar vrem să nu mai fac cineva o aia chiar neagră pe Sergiu, că am votat așa, așa, așa. Așa. Deci, atâta. Domnul Băurici, haideți că acum noroc. Da, referitor la proiectul apă și canal, consider că este esențial pentru comună și toți consilierii ar trebui să voteze. Dacă avem și bani, de unde da. Dar întrebarea mea e toate satele, inclusiv Bazgă de sus, unde nu ajungea Horgeș și așa mai departe, sunt cuprinse în acest proiect? Da. Aveți o preconizare cam când ar fi, adică dacă ne-am apucat, de exemplu, la cât ar dura lucrările, cât timp a... Cât durează lucrările, va apărea un contract de execuții. Da. Cât durează faza de licitație, nimeni nu știe dacă cât durează, având în vedere că există acele posibilitatea acelor contestații. Bine, posibilități, adică variante, nu posibilități, sunt multe. Sunt și localități unde a stat licitație și nu s-a ofertat nimeni. Deci luăm toate variantele în cap. Acum, luăm și variantele unde au depus oferte 3-4.
Pe care etapă? Este un proiect mare. Realizați că asemenea proiect are mai multe etape. Nu... Fiecare etapă are o perioadă care poate să fie mai mică sau mai mare. Nu pot să vă spun. Adică v-aș spune niște povești. Trebuie să spune 10 ani și 20 până de drum acolo cu voci. Atunci să spunem maxim ca să fie mai puțin, să fie bine sau cum să facem. Nu. Nici nu am voci. Stă lângă voci. Nici acum. Atât? Uitându-mă la sumă, deci aș zice că m-aș putea abține, pentru că, sincer, nu știu de unde să putem să dăm noi banii ăștia, dacă nu o să primim finanțe. Dar proiectul găsesc oportun, chiar aici trebuie să-i dau dreptate lui domn Boboc că chiar este nevoie de apă și canal. Exact cum a spus, la prima ploaie toată lumea descarcă fosele pe șanț, le dă drumul, prin oase, nu poți să treci prin sat. Eu merg la pas și știu ce înseamnă. De asta trebuie să ne gândim bine, că trebuie făcut ceva. Punem la vot, am rugămintea ca la vot să țineți puțin să pot să... Și voturi pentru. Cum vă iau, doamna, că ați făcut așa, patru. Vă iau? Doamna Nunuț. Da. Da, da, da. Nu luați așa cum mână. Domnul Gâlea, votul dumneavoastră pentru proiect? Pentru. Deci am numărat 15 voturi pentru. Împotrivă, n-am văzut. Abțineri nu avem, da? Proiectul este aprobat. Întrebări diverse. Doamna președintă, avem niște invitații în sală care cu câte am înțeles ar vrea să ia cuvântul și cred că dacă tot am așteptat ar fi ok să le dăm vot tumor. Nu consilieri, domnii invitați. No, în funcție de problemele care le ridică domnul invitați, poate mai avem și noi de completat. Așa. Poftim, care aveți probleme, domnii invitați? Da? Avem dreptul la cuvânt? Da, da. Da, da. Bună ziua! În urma unor evenimente petrecute în primăria Bogești, ce să menționez că vreau și eu să privim niște aspecte care nu mi se par normale absolut deloc. Mi se par normal ca la primăria Bogești să faci un titlu după 12 ani în care nu poți să vii să-ți iei un document fără să fii vârtit în urmă, fără să ți se închidă ușa în nas, mai rău nu se răspunde la bună ziua. După ce am făcut și eu un titlu, am stat un an de zile, mi se par normal să stai un an de zile după un fiscal, să nu se... Vă prezentați, vă rog, ca să știe cine sunteți. Da, sunt cetățean din comună. Numele? Bani Indiana, nu știu dacă este esențial. Mă știe lumea, prezint un buletin eventual. Da, deci nu mi s-a eliberat un certificat fiscal. Eu plătesc pe acel teren impozit și pe clădire și pe teren din 2007 și am văzut titlul abia în 2023. Poate să-mi explice și mie cineva unde s-au pus banii pe acel teren și acea clădire, că n-a fost acel teren în titlul nimănui niciodată. Și acea clădire, la fel. Abia acum fac documentația pe ea. Puteți să-mi explicați cum mi s-a luat impozit, dar mie nu s-a eliberat certificat fiscal? Da. Așa. Cine e măsură? Păi nu știu, să răspundă. O să răspundă la urmă cineva. Așa. În următoarea perioadă, tot așa avem probleme și cu tatăl meu, la fel nu-i se eliberează documentația. Nu-i se dă dreptul la veteran de război după tatălui. Toată lumea a luat dreptul la veteran de război. 12% la fel, nu-i se eliberează. Ajungem să ne cere dreptul primărie și să suntem bajocoriți. Ba mai mult se țipă pe holul primăriei la mama mea și că este nebună de către femeia de servici. Poți să știu în consecința reclamației care am făcut-o, ce măsuri s-a dispus pentru femeia de servici? Este reclamație și la poliție, și la prefectură, și pe primăria Bărgești. Unde este domnul primar al locului, a primăriei? Unde este domnul primar? Să dispun aici și să ne spună și nouă măsurile luate în consecința declarației mele și a tot ce am făcut în primărie. Orice măsură împotriva unui angajat al primăriei se ia în urma unei cercetări disciplinare. Corect. Da? În baza comisiei. Dumneavoastră, eu am văzut reclamația dumneavoastră, ați depus-o undeva... Săptămâna trecută. Cred că vineri sau joi. Așa. Bun. Oricum, veți primi un răspuns în termen legal și urmează a se lua măsurile necesare față de reclamația dumneavoastră. Dacă față de cele reclamate de dumneavoastră. Realizați că măsura împotriva unui angajat nu poate fi luată în 3 zile.
Eu sunt conștientă, vreau să vă aduc la cunoștință, că vreau și eu să știu uneori câte un lucru din primărie, pentru că nu vin aici la proprietatea nimănui, vin în instituția statului, pentru care plătesc impozii și una și alta, nu se datoare nu. Dar, dar vreau să știu și eu, în momentul în care intră toți angajații primărie pe ușa, lasă simpatiile și antipatiile la ușă? Este normal? Trebuie să întrebați pe fiecare. Pe mine, dacă mă întrebați pe mine, e cel mai simplu să vă răspund eu. Eu nu vă întreb pe dumneavoastră. Din moment ce eu intru în primărie și niciodată nu mi se răspunde la bună ziua. Știți că am venit ani de zile cu burta la gură? Am venit și cu copil mic în brațe, așa a fost ținută cu orele pe la ușă, pentru că simt antipatie eu, da? Pentru că problemele personale și antipatiile nu se lasă la ușă și nu este nici conducerea primăriei și nici femeia de serviciu, nu este prefect cu toată lumea. Ar trebui fiecare să-și facă treaba. Eu nu vin aici nici să cer de pomană și nu vin aici și nici să mă rog de nimeni. Eu vin să-mi cer dreptatea mea și cu atât am spus tot. Dar din moment ce văd că un alt m-am dus să fac reclamație la prefectură. Vi se pare normal ca femeia de serviciu în timpul programului ei să fie prin oraș? Îmi explicați și mie de ce de 10 ori pe zi femeia de serviciu, acu este acasă, acu este la magazin, acu este... Este program de 8 ore prins în serviciu. Reduce. Este prins program de 8 ore în serviciu, doamne de serviciu? Cu siguranță. Și mi se pare normal să plece toată ziua bună ziua? Angajaților, încă sunt tuturor angajaților. Pe mine și este normal toată ziua bună ziua să fie cu mașina prin sat? Da, zic, care... Depinde ce sarcine avea la momentul respectiv. De exemplu, dacă aveți o dată exactă, puteți să ne spuneți și verificăm pontajele, să vedem pontajele, dacă sunt pontați. Ce dată exactă, domnule? Că fiecare zi se întâmplă același lucru. Vi se pare normal și toate astea se întâmplă zilnic? Eu vin aici așa, trebuie să vin la 8 dimineața să găsesc pe cineva. La 8 și 20, dacă vreau să găsesc pe cineva din conducere, deja bate vânt. Eu să știți că sunt în conducere și mă găsiți. Nu e adevărat, nu? Să știți că eu sunt asimilat în conducere și eu zic că mă găsiți. Pentru că să mă găsesc, dar de multe ori nu depinde de dumneavoastră. Știți bine că am bătut honorul în primărie de când puteam să fac echipe la primăria Hucești. Honorul în primărie le-am bătut pe aici așa și știți bine că mi-au dispărut acte oficiale din primărie, știți bine că multe lucruri s-au întâmplat și ați fost, în uneori ați fost și dumneavoastră. Domnul Gigel poate să spună, mi-au dispărut acte, de la registratură mi-au dispărut acte, inclusiv la dumneavoastră n-au ajuns actele mele de reangajare, când am adus acordul și știți că ați umblat. Au ajuns mai târziu. Nu, erau ajunse. Și nu mi le-au dat dumneavoastră, am martor că eram cu mama mea. Când ați fost și ați venit totuși după un sfert de oră de la registratură. Am fost și le-am luat de la mapă. Și s-a rezolvat problema. Acum, Ana, ce să zic? Păi da, dar actele mele fac picioare? Fac picioare așa și n-ajung unde trebuie. Dar erau la mapă atunci. Că, nu știu, nu mai țin minte. Țin minte momentul, dar nu țin minte perioadele. Țin minte. Da, când ați venit dumneavoastră, am luat actele și s-a rezolvat problema, din câte știu eu, nu? Păi da, și ce am spus eu că s-a întâmplat cu mama mea pe hol? Este normal ca femeia de serviciu să aibă astfel de atitudine cu un cetățean pe holul primăriei să o facă nebună de câteva ori? Nu știu nimica eu pe tema asta, vă spun sincer. Nu știți nimica pe tema asta? Și este normal totuși că mie nu s-a eliberat certificatul fiscal timp de un an de zile? La fel, lucrurile legate de fiscalitate, până la urmă trebuie să vă dea un răspuns cei de pe compartiment. Realizați că nu pot să știu și de servire, și fiscalitate, și... Atâta timp cât... De aia se face o comisie pentru fiecare. Atâta timp cât un certificat fiscal, eu văd că se eliberează în 5 minute, n-ai datorii, n-ai nimic, n-ai una, n-ai alta. Cum poate să-mi spune mie cineva că un an de zile este un termen legal să nu-ți eliberezi un certificat fiscal? Acum, personal vă spun că am și eu nevoie de certificat fiscal, nu de aici. Și nu vă spun ce termen. Veniți la mine, domnule, veniți la mine. Da. Așa că 5 minute nu există. Dacă e 5 minute, este extraordinar dacă vedeți așa. Da. Numai un moment. Mi se pare normal vara când se trece cu cuțitul. Angajații primăriei să-mi ocolească sezonul porții mele cât ține la mine, pentru că vai de mine nu știu ce. Explicați-mi și porțița asta. De ce nu mi se găsește, domnule, în fața porții? Trebuie să îngărnați la 4 ori, da. Păi la patron. Și noi care plătim contribuții, ce suntem? Sclav, că nu înțeleg. Păi nu mai înțeleg cum e. Se ia de pe stradă sau se duce unde la stătivine din primărie? Se face aleatoriu? Sunt foarte multe probleme în comună. E ușor să zici ce faci în comună cu avem așa, dar rămas în evumedă aici. Da? Chestia este că a fost Bernat și dacă Bernat a avut delegație din primărie la cutare... Toți știți, doar, toți știți. Să știți extraordinar. Aștept să terminați. Toți sunteți extraordinari.
reducere. Da, avem ce, o solicitare, că avem punere în posesie. Dar nu era nici nu se elibera pe cardul acolo cu... Eu zic să respectăm cuvântul, să zic să așa și după... Fiecare vorbește în legea. Mai aveți ceva de spus? Da, uita și domnul și mai vedeți. Doamna președinte, vreau să știu și eu juridic cine ține sânsitor de la Petrești. Poate unii mă știu, unii nu mă știu. În legătură cu răspunsurile la cererile depuse în registratură, termenul limită, cine îl dă și cine îl... Cine reprezintă juridicul în primăria Orgești? Da. Depinde de ce natură să cer, că nu poate ajunge la juridic. Ca să înțelegem, ați depus o cerere și nu ați primit răspuns? Termenul limită pentru un răspuns din primăria Vărgești este de 30 de zile, așa prevede legea. Da. Da? Am 5 cereri cu număr de registrare timp de 7 luni de zile, în care nici un răspuns nu mi s-a dat. Vreau să știu și eu de ce. Domnul Sidor, vorbesc cu dumneavoastră, pot să răspund acum, da? Pentru că dumneavoastră ați vorbit de câteva ori cu mine, da? Da. Recunoaște și cu doamna de la, cu doamna agent agricol. Știți foarte bine și ați putea să recunoașteți, chiar dacă există acele, să zic, vi se pare acum și v-ați unit și pe fești, da. Știți că ați primit răspuns și verbal. Am fost la dumneavoastră la măsurător de cel puțin 2 sau 3 ori. Am fost... Și vă mulțumesc. Și atunci, noi n-am menționat cum a fost. Problema deci, este... nu puneți problema, domnul Sidor, că știu despre ce. Vă spun și după aia îmi răspundeți dumneavoastră. În momentul în care dumneavoastră ați mers la măsură de 2 ori, ați venit pe tarla de 2 ori, recunosc, fără nicio problemă. Ce ați rezolvat? Vă spun eu, de față cu toți consilierii, m-a spus în posesie, zis în țărușare, pe o suprafață a unui alt proprietar. Pentru că n-ați fost în stare, în măsură, să mă delimitați a 11 bucată de la capătul parcelei până la mine. Știți că am fost cu dumneavoastră, a fost și domnul secretar, capabil fost de așa ceva. Da, asta e afirmația mea. Afirmația mea. Mi-ați spus acolo și a spus, aici țin eu teren. Domnul Sidor, Eu înțeleg că... Nu, v-a luat după Valerică, fratele părintele. Nu după mine. Deci, eu refuz să mă pătrați că ne-a fost o comisie acolo. Și noastră ne-ați arătat unde și apoi a venit domnul Valerică. Sau cum îi spune că nu am reținut numele, că nu era interesant. Erați atunci pe funcția de primar. Dumneavoastră... Aveați funcția de președinte a Comisiei de Fond Funciar, în care dumneavoastră aveți obligația decizională să luați măsura de la capătul tarlalii până la mine. Vreau răspunsurile pentru alea 5 cereri care le-am făcut în decursul a 7 luni de zile. Nu mi s-a dat curs. Aveți încă o plângere la prefectură care v-a trimis și dumneavoastră a doua, care nu ați dat răspunsul nici acolo. Vreau un răspuns de la dumneavoastră. Bine. Următoarea, mai sunt probleme, dar nu vreau să le discut, că le știe toată lumea. Sunt... Am fost în zeci de primării, dar mai dificil primării aici nu am văzut. Nu știu, cu timpul nu se vrea sau nu se poate. Dar asta știi de ce? Nu mi-a zis voie să vorbească. Da, pe dumneavoastră că așa. Am mai fost odată în ședință și a spus că rezolvați. Nu am ieslat la animale. Nici eu și nici băiatul. Am și însuțit și ceva de animale eu. Și văd 200 băiatul. Nu am izlaz la animale. Stau pe izlazul dat de doamna administrator, domnul Liviu Gosav. 65 de hectare are 160 de ori. Să meargă la fața locului. Dacă mint, să meargă, să le numeri, să le numeri și pe mine și pe lui. 65 de hectare. Și la 65 de hectare, alea trebuia să dea 300 și ceva de milioane la primărie. Doamna i-a făcut ea o șmecherie, cum se fac aici în primărie, și dea 82. Mergeți și vedeți dacă e așa sau nu. Dacă mint cu ceva. Mi s-a dat impozitul pe clădirea pe care aveți contractul? Nu, cum să mi se ia? Nu vrea să mi... Este, deja s-a formulat răspunsul către prefectură, o să-l trimis și dumneavoastră. Știți foarte bine că în ceea ce privește procedura de licitație de pășune, tot există dosar
plângere făcută atât de dumneavoastră cât de noi, să lăsăm, nu ne mai antepronunțăm că deja veneau, deja m-au luat că fac falsul. Eu îmi asum ceea ce semnez, îmi asum ceea ce fac în calitate de angajată în instituție, nu fac împotriva dumneavoastră, eu fac ceea ce este legal, de aceea îmi și însușesc ceea ce semnez și ca atare răspunsul acesta este veniți doar cu neadevărul, cum sunt de altfel neadevărul și că s-a făcut plata de impozit. Dar aici intrăm, răspunsul o să-l primiți, este definitivat, mai urmează doar să fie scris la calculator și o să-l primiți, cu toate că știți foarte bine și cunoașteți realitatea. Care realitatea? Realitatea, exact, este o plângere. Ați făcut plângere, ați făcut plângere, așteptat. Zice, costa 160, nu înțeleg, numai domnul Lindu Gosav are... Prezentați-le și nouă documentele, că se verifică contractele individuale. Arătați-le documentele conform căruia contractele în vigoare sunt respectate, că se fac lucrările de amenajare. Da, este comisie. Nu, păi este de 2 ani de zile, dar noi nu vedem nimic. În luna aprilie ați afirmat că domnul Dudu Teofil nu a mai semnat contractul de concesiune a Pășunii și că veți organiza licitație pentru această suprafață. De ce nu ați mai făcut lucrul acesta? Nu ține neapărat de mine, nu pot să organizez eu și mișcă. Dar de cine ține, doamne? Tot dumneavoastră sunteți aici mâna de fier? Eu sunt, dar sunt și funcționarii. Am fost în ședință, mi-au spus domnii consilieri, lăsați-o domnul... situație față de fermierii care, în loc să fie ajutați, adică îi purtați pe drumul și vă bat în jur de ei? Și cu proiecte mai cu licitații. Deci, un fermier care nu a mai semnat contractul, da? Stă pe șuia liberă, iar noi avem fermieri. Dar sunt care au vândut animale. Okay. Asta se întâmplă la Horgești doar din cauza unui singur om. Da, atât. Așa este, domnule. Tot țin pășunea. Mergeți aici să faceți acolo? Dacă se poate. Am făcut cadastru la un teren. De ce nu mi se dă adeverință de modificare în titlu? Care la orice primărie, din orice județ, se dă aceste adeverințe. Fiind semnat planul parcelar, primăria nu mi eliberează această adeverință. De ce? Deci cred că informația, adică cum prezentați dumneavoastră, că nu prezentați clar. Nu există o modificare în titlu, se face pe baza unei documentații care se depune la Comisia Județeană de Fond Funciar. Da. Nu în baza unei adeverințe care este eliberată de primărie. Doamna, haideți, veniți cu afirmații reale, toate dragul de a vorbi. Este făcută de cadastru OCPI. Am planul parcelar semnat de primăria Horgești, iar în schimb, cu suprapunerile care s-a făcut în primăria Horgești, pe toate terenurile din pe raza comunei, se suprapune cu încă două titluri. OCTI-ul mi-a dat acest document. Dumneavoastră, legal, mai mult trebuie să eliberați să nu ne la vorbă este că orice modificare în titlu de proprietate se face o documentație care se depune la Comisia Județeană. Nu există modificare să se facă în baza unei adeverințe. Da? Documentația. Acesta este răspunsul și știți foarte bine. Nu-l știți bine. Nu-l știți bine, doamnă. Dacă poate să afirme altcineva inginerul șef de la OCPI Bacău mi-a spus în felul următor. Mergi la primărie. Domnul spune ceva, vreau să vorbiți altceva, doamnă. Păi nu, comentează, nu mă lasă nici să vă explic. A fost discuția de modificare de titlu, domnul Dămo. Nu, doamna mea. Nu aveți idee că nu place, domnul. Modificare de titlu se face numai OCPI-ul este cel care face documentația. Nu e Comisia Județeană. OCPI-ul nu face documentația. Haideți, domnul. Doamnă, văd că știți mai bine legile. Normal că le știu. Adică eu mă documentez, am hârtii în mână și dumneavoastră spui că ești negru, nu este alb. Bine, domnul Isidor, spune ca dumneavoastră modificarea unui titlu se face, vă mulțumesc că ceva? Adeverința de modificare în titlu o dă primăria. Adeverința de modificare în titlu? Da, există adeverința de modificare în titlu? Da, există. Bine, domnul. Vă trimit un fax. Se poate, domnul Isidor. Înseamnă că nu sunteți documentată în chestia asta. Nu, domnule, dumneavoastră sunteți documentată. Dar adeverința aia scrie pe ea, ca pe orice adeverință, în baza articolului din legea. Cadastrare. Domnul Isidor, scrie pe adeverința care dumneavoastră tot o cereți, modelul respectiv, este reglementat în drept, spune, în baza
articolului din legea, se emite pe de primul care se duce și face cadastrarea. Nu, eu atreabă am întrebat. Există document. Motivarea pe adeverință legală pentru care se poate elibera respectiva adeverință sau nu? Modificarea o face Comisia de Fond Funciar. Nu. Ha. Orice adeverință se, se dă în baza unei reglementări. Ești tot știutorul. Ești tot știutorul. Și dumneavoastră și dumneavoastră. Adică inginerul topometrist care lucrează de 30 de ani autorizat cu toate legile în față, dumneata îi spui că e negru, nu e alb. Hai să fim serios. Dar eu nu v-am spus. Nu, eu nu v-am spus de negru, eu v-am spus numai aduceți-mă dumneavoastră să spuneți, solicitați ceva. Orice lucru care îl soliciți, îl soliciți în baza unei reglementări. Reglementarea este cadastrarea. Aceea face regula. Dumneavoastră, când am semnat... Răspunsul am dat, domnul Sidor, și aveți cele. Dacă mai este ceva de spus, cine mai are, că am văzut că sunteți mai mult vătat, ca să puneți întrebările, să vă spui, ca să stau la dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveți niciun cuvânt de spus, nu sunteți cetățean al comunei ca să vă pronunțați asumele. Nu sunteți cetățean al comunei ca să vă pronunțați. Domniță, am peste 10 hectare pe comuna Hocești. Deci, vreți să puneți alții întrebare cu dumneavoastră în privința... Nu are, nu-i așa că vă dau bani. Păi nu are legătură. Eu nu mă duc atunci când mă dovedesc. Mai aveți o întrebare pentru mine altcineva? Că în momentul acesta eu părăsesc. Cetățenii să vorbească, dar sunt de aici. Deci nu mă avem. Plecați, domnul, vă dau jos. Nu știu că eu eram copil. Dacă este o întrebare strict la care să vă răspund și să vreți să luați răspunsul de bază, sunteți autoștiitori, dar nu-mi dați un răspuns. Așa, dacă aveți, dacă nu, eu mă retrag. Da, revin. După sesizările făcute la prefectură, domnul secretar, țineți minte că a avut în două săptămâni, a venit sub prefectul să vă întrebe de ce nu trimiteți actele noastre oficiale. Cine a venit domnul subprefect și a cerut explicați de ce nu se trimite documentația solicitată în cazul nostru? De ce nu se trimite? Acum să vă răspund... Nu vă răspund. Și de ce nu se trimite documentația? Vă întrebați pe mine? Da, dar am făcut 3 solicitări. În urmă la a treia solicitare... Aveți 4 solicitări într-o zi. Pe data de 15 aveți 4 solicitări. Deci când spuneți solicitări, nu spuneți ca număr, spuneți ca perioadă. Octombrie și noiembrie. Da. Dau luni diferite. Păi nu, vă spun că i-am făcut, răspunsul este făcut, după cum v-am zis, va fi astăzi scris la calculator și va fi trimis. Și știu foarte bine când ați făcut adesea, când spuneți numărul de cereri, se repetă, ați primit răspuns la, la ele cu alte ocazii, că ați făcut pe același Vă depășiți limitele de atribuții, domnița mea. Doamna Tenea, am și o întrebare. Spuneți, domnule. Când se pot recorda cetățenii Suhodol la rețeaua electrică? Adică discuția că a avut, dacă nu săptămâna asta, a sfârșit cealaltă. Da. O să-l știu. Să vii acasă cu tara. Deci, mă întrebați pe mine, când astăzi este miercuri, luni am fost la firmă care a vorbit, deja au trimis hârtiile tot și au spus că cel târziu săptămâna viitoare se face raportul. Am întrebat numai că și pe mine m-au întrebat. Și nu trebuie, să se apuce pe strada 19. Și nu trebuie. Când urmează? La ce dată preconizați? Acolo, pe râul Rege și pe strada 9? Da. Nu pot să spun că licitația este strict de către EON și tot la fel procedura. Păi ce să mai zici de la fiecare? Știu toate răspunsurile, toate. Mai e cineva? M-a întrebat de consilierii, de dragă comuna după 4 ani? Da. A progresat comuna? Vă întreb așa, pentru că sunteți mândri de ce s-a realizat? Mulțumesc pentru cuvânt. Eu, în primul rând, vreau să felicit cetățenii care au avut curajul să vină în ședința publică pentru a-și spune nemulțumirile. Venim că suntem foarte nemulțumiți și ne-a săturat de sate la uși.
Vine nemulțumirea noastră la toate persoane, s-a văzut pe Facebook, avem nemulțumirea. Nu știu, doamne, că ce știți să faceți altceva decât să râdeți. Eu nu știu cum puteți să râdeți în fața oamenilor ăștia care credeți proști. Față de dumneavoastră. Îi credeți proști, doamne. Ignoranță, ăsta e cuvântul de bază a administrației TV. Suntem în situația în care faceți atâtea afirmații mincinoase în care, în afară de faptul de a zâmbi la afirmația noastră, nu mai am niciodată. Scriți la reacție la dumneavoastră, la nu la cetățenii comunei, să înțeleagă. S-a ajuns aici mințit. Pentru că doamna Teme are deviza, cine nu e cu noi împotriva noastră. Eu nu am deviza asta. Da? Asta. Afirmați, doamna, cu ce am mințit? Haideți, nu v-am zis. Păi nu, că spuneți ceva, dar spuneți și motivul, de unde și până unde, cu ce mint? Deci, cu ce cu pământurile. Vă rog. Știți foarte bine. Acum, domnilor consilieri, nu vă aduc hârtie, dar doar două situații vă dau. Cum s-a solicitat pământ. Da. Deci, una dintre cereri pe care o face domnul, bine, nu vine dânsul, nu l-am văzut, nu știu dacă este. Mă lăsați să vorbesc. Da. E Luca, cererea domnului Luca Cior. Da. Și în una ce spune? Că are convenții de vânzare-cumpărare. Acele sunt niște copii la convențiile acelea de vânzare-cumpărare care sunt sau nu, care sunt scrise pe un colț, în fine, nu contează, dar sunt convenții și acum se cere de către domnul Luca Cior, de fapt convenție cred că sunt pe Luca Cirodica, ca să nu știu, dar sunt în familie, cere ca să li se facă titlul de proprietate să fie trecute toate acele suprafețe de teren din convenții, din acele convenții, pentru că în baza legii 123, că legea asta 123 pe 2023, ar fi vreo minune. Credeți dumneavoastră, domnilor consilieri, fără să aveți studii juridice, că e posibil în baza unor convenții noi primăria să trecem suprafețele de teren, să le trecem în titlul altei persoane? A doua cerere, faptul că un văr de-al meu ar avea dreptul, că nu s-a demonstrat la 50 de ani de teren, moștenire, da, de la mama lui, și că vărul a zis, eu nu mai vreau pământul ăla, trecem la tine, tijul, și atunci eu cer, treceți-mi jumătatea de hectar, pentru că mi-a dat voie vărul să trec eu. A doua cerere, a treia, dacă să vă spun, sunt niște aberații, domnule. Nu sunt deloc aberații. Urcuță nu este mort, o zi să-l treacă și la urmă, deci, să ne păzeze. Cum se poate să facă, domnul Dămoc? Spuneți că aveți, fiți imparțial. E posibil pentru că vă spun. Întrebarea e simplă. Acești oameni au plătit impozite pe toate aceste prefețe? Nu, domnul Dămoc, nu. Expres surprinderea noastră, nu. Asta e una dintre minciunile aici, vrea să ajung și a pus să o recunoască singur. Nu, domnul Dămoc, pentru că se vede în situația primăriei. Nu vă convine că nu e ceea ce v-ați dorit. Deci n-ați ajuns unde ați dorit. Ați solicitat un extras. Deci să vă explic. Problema este că la noi cetățenii nu știu pe ce plătesc impozite. Haideți să mă adunțeles că nu există. N-am plătit și știu foarte bine. Cum e, domnul Dămoc, ați adus asemenea suită și nu dă bine la dată că nu m-ați putut ataca. Eu ce semnez, îmi asum. N-a adus nimeni. De ce ați luat-o cu sfârșitul și n-ați luat-o cu începutul? Solicităm 12% în baza. Bun, e singurul răspuns pe care mai dau în ceea ce vă primești. Haideți să spunem. Deci, toate retrocedările s-au făcut în baza legii 18. Dar, domnul, mă lăsați să vă dau răspunsul. Pe, nu, ca să se audă, că se pare că nu se audă. Deci, în baza legii 18. După defunct, Lucaci Ștefan. Deci, bunicul. Lucaci Ștefan. Care apare în registrul agricol 1959-1962, care este documentul de bază la legii 18, cu o suprafață de 6 hectare și ceva de teren. Există o cerere corect făcută de către Luca, defunct acum Ștefan, prin care solicită 7 hectare și de teren. Este o și o modificare, îți dă un total la paroșii. Titlul de proprietate pentru defunct Luca Ștefan este de cu cel puțin 40 de ani, mai mult decât în cererea inițială și decât în registrul agricol. Care 12% să mai fie dat dacă deja suprafața din titlu este mai mare decât suprafața din registrul agricol 59-62 păi, și din cerere? A studiat de ce? Că s-a luat, a venit prin căsătorie, doamnă. Toate hârtiile le-am verificat. Noi vorbim din pământul lui
lucrați care am adus și schiță și la Bacău, să știți că schița aia de la pământ, de la arhivele statului, au fost dispărând din dosarul ăla. Deci cineva a dat la dorul. Deci ăsta e răspunsul pe care l-ați primit și scris. Îl primiți și înscris, este pe documentele depuse, da? În legătură cu ceea ce a spus de acea cabană, că dumneavoastră ați spus întrebarea și pentru doamna Mihalache, dacă plătește impozit. Pe ce cabană să plătească domnul Dămoc impozit? Că face cerere la prefectură și spune că dânsa are un protocol pentru cabana respectivă. Nu există niciun protocol. Există acel protocol. Dumneavoastră l-ați făcut, aș? Nu, domnule. Vedeți facerea filmației neadevărate? Există un protocol între Gosav Gheorghe, da? Deci Gosav Gheorghe, de acum câțiva ani, există acel protocol, dar există pentru Madreasa și că construcția, terenul de sub construcție nu este tot deci, pentru construcție trebuie luat impozit? Păi nu, vă spun că erau materia. Ei au făcut dezbaterea succesiunii, că știți foarte bine că a decedat Gosav Gheorghe și n-au adus până la acea dată la primărie acel protocol. Au făcut și dezbaterea succesiunii fără ca acea cabană, cum îi spuneți, să fie introdusă la masa succesorală, domnul Dăboc, da? Deci au făcut dezbaterea succesiunii dânșii. Nu mai avem noi influență, că puteți spune că întotdeauna influențăm. Dacă l-am spus să meargă să facă o completare la dezbaterea succesiunii, da, sunteți de acord, ca să prindă și acest imobil care nu a fost prins prima dată la dezbaterea succesiunii. Dumneavoastră nu sunteți cu mine aici să știți ce vorbesc cu oamenii. Eu am spus, eu nu văd în ce calitate aș vorbi cu doamna Mihalache, cu Sorina și eu trebuie să vorbesc cu unul dintre moștenitori sau cu proprietarul, da? Mai mult de atât, ce doriți, domnul Dămoc? Nu dă bine că răspunsul este lui. Doamna Mihalache are un contract de vânzare. Nu există. Are contract de vânzare? Cum să aibă? Convenție. Păi, haideți să știți valoarea juridică a unei convenții, domnul Dămoc. Și dacă... Așa, dumneavoastră ați învățat toți cetățenii comunei Urgești să facă convenții. Deci știți că eu, da? Știți. Doamne, sunteți extraordinari. Și toți consilierii știu că în comună toate s-au putut prin convenție. Deci toți știu. Și dumneavoastră, dacă eu am avut discuție strict cu proprietarii și cu moștenitorii proprietari, care e problema dumneavoastră? Problema ce a fost în neregulă? Problema este că un fermier cu câteva sute de animale, da, este purtat pe drum și vă bateți joc de el. Nu purtăm. Dumneavoastră purtați pe drum și eu mai păcăliți ca să mai aibă niște reacții Facebook. Pentru că e singur, sunt singurele persoane. În rest, e o păcăleală notorie. O păcăleală tot ceea ce faceți dumneavoastră. Sunteți o păcăleală pentru ați vrea dumneavoastră, spre dezamăgire. Sunteți o urmă proastă. Eu cer însemnesc dumneavoastră. Domnule, că sunt mulți șobieni care puteți vedea chiar acum că am solicitat să facă cerere cetății. Nu acum, nu acum când am zis acum, nu acum domnul Dămoc, înainte să iei cu ședință. Vedeți că sunt de acum 3 zile de acasă, n-am furat ideea dumneavoastră întâmplător, dacă n-am furat-o. S-au făcut adrese că avem informații că sunt mai mulți cetățeni, inclusiv din Sohodor, adică domnul Țurcan Dorel este unul care ar fi vândut animalele. Noi facem verificările de rigoare, da? Și când zic acum, nu v-am furat ideea. Atât, da? Mulțumesc pentru... Doamna Temea, vrea să mai zic că statul Galeri nu funcționează pe cuvinte de la... De ieri funcționează, a fost o problemă, a fost ieri și s-a făcut. Dimineața nu funcționa, au primit mesaj. La... Dimineața v-a zis. Și cu lumina știți și cum a fost, cu vântul și tot ce a fost. Suntem cu echipa de mentenanță și o să vină teren, pentru că mai este pe Regea o problemă. Da, știu că este și pe Regea, așa am spus-o. Da, și vine echipa pentru a face acele remedieri. Domnul consilier, că așa este, mai vreți să-mi puneți mi-a trebuit apoi să mă... Dacă se poate acum înainte de asta sau cam... Fără probleme, chiar așa s-a pus. Da. Mulțumesc! Apoi la montare cu domnul, că n-am de la Sohodor din ziua. Da, eu aș vrea să mai spun următorul lucru. Încă o dată felicit cetățenii care iau atitudine, care nu mai asistă nepăsători la tot ceea ce se întâmplă, la toate aceste nereguli din comunitate. Eu nu mai vreau să aud un cetățean al comunei Hodești care spune: domnule, m-am săturat de comuna asta, plec unde văd cu ochii că aici nu se poate. Eu nu mai vreau să aud așa ceva. Am aud... O să mai auziți. Toți oameni, deci oameni care vorbesc cu ei și spun: domnule, acolo nu se mai poate, n-ai nicio șansă, e dezastru. Vorbeam zilele trecute cu un tânăr care era hotărât și mereu entuziast că va veni acasă să-și facă o fermă de capre. E prima oară când l-am auzit pe sinist spunând: domnule, ce să fac? Oameni buni, nu așa rezolvăm situația. Deci dacă nu ne implicăm, dacă nu cerem dreptate, nu ne luăm comuna asta înapoi de mâna acestor oameni, nu vom da înainte niciodată. Da?
Deci trebuie să fim uniți pentru dreptate și, și împreună o să reușim să scăpăm comuna asta din mâinile acestor oameni. Atât am avut de zis. O întrebare aș vrea și eu, sau o întrebare răspuns, nu știu cum zic, ar exista varianta unui proiect din partea oricui, un consilier, primar, viceprimar, oricare, că eu nu pot, de a curăța drumul, fântânile care sunt în comună pe drumul public. Pentru că toate au secat. Au fântânile? Fântânile, da. Fântânile, eu sunt, sunt ani de când spun că ele trebuie, ele nu sunt în, în domeniul public. Păi nu, atunci... Deci n-au fost luate. Deci n-au fost luate. Galeriul care e păza freatică foarte sus, de ani de zile, apă, dar ceilalți bază și așa mai departe. Le cărăm din baltă, de la Soudor acolo. Dar el e ură și când ajunge cu tractorul la deal la mine... Ce-mi face, ca să rezolvăm măcar... Am avut toată! Bine să mai uite cu două primare... De bune oie, să bune oie. Da, domnul secretar, după ședință, aș vrea să mergem împreună la registrul agricol, să analizăm puțin situația de la registrul agricol. De la, de la registrul de intrări, să vedem ce e cu toate acele spații libere. Domnul secretar. Da, revin, am fost la prefectură, am primit niște răspunsuri, toată prefectura ne dă dreptate în ceea ce spunem și documentația care avem, pentru că ce a spus doamna Temea, că sunt niște convenții, total altceva. Noi avem pe moștenitor, noi avem pe veteran de război, avem dreptate. Asta cerem. Noi cerem, nu e vorba de convenție, ni s-a dat un răspuns din primărie, toate cumpărăturile tata s-au trecut ca fi titlu din moștenire. Nu, doar un titlu este de moștenire și este de vorba de 1063 de metri pătrați, ceea ce înseamnă 10 ani și un pic, da? Deci, domnul subprefect, azi sunt pe următor. Dacă răspunsurile din comisia locală, ce va veni, de unde va veni, din primărie, nu sunt plauzibile și nu sunt concrete, toată comisia locală, ceea ce scrieți dumneavoastră aici, vă cheamă la, sub, la prefectură și face ședință acolo. Pentru că s-a săturat să ceară răspunsuri, pentru că eu am 4 solicitări în luni diferite, nu una consecventă cu cealaltă în zi în zi, eu am 4 în luni diferite. Deci, nu stau de acum pe drumuri. Am punere în posesie din 2018. Și nici în ziua de azi nu ni se face titlu. Nu cerem aberații, nu cerem pomană, nu cerem nimic altceva. De unde și până unde să stăm atât pe drumuri? M-ați văzut, domn secretar, în primăria asta, de v-ați săturat de mine. V-ați săturat pe vorbă. Nu pot să spun asta. Dar nu puteam să spun asta. N-aș suna frumos, dar e adevărat. Nu mă satur de nimic. Haideți să vă explic. Există solicitare, există răspunsul scris, da? Acum doamna Petral îmi scrie la calculator. Haideți și înțelegeți că ne putem întinde încă o oră. Răspunsul este, va fi semnat de către noi, va fi înaintat și nu luați în calcul ceea ce spune. De exemplu, răspunsul, știți cum, dacă dumneavoastră mă întrebați ceva pe mine, să vreți să vă ajung cu ceva și îmi dați o informație eronată, normal că și sfatul meu va fi greșit în mare parte. Dacă la prefectură s-a zis că se plătește impozit pentru acel teren, când se stăpânește și respecta tot, s-a văzut clar și se vede că nu este realitatea, nu s-a plătit impozit niciodată pe acel teren. Deci haideți să mă lăsați și nu mai repetați acea lucru, așteptați răspunsul și dacă vreți, după aceea veniți în ședință că aveți posibilitatea să veniți oricând doriți și prezentați și domnilor consilier răspunsul, nu mai spuneți că prezentați realitatea și sunteți nedreptățiți. Așteptați acel răspuns. E realitatea dumneavoastră, doamna Balin. Lăsați realitatea gândirilor să vorbească. Asta așteptă de E.A. E.A. 70 de luni. Și dacă un secretar, cineva să se vorbesc cu dumneavoastră. O gândire de puneri posesii. Ce ce înseamnă punere în posesie? O punere în posesie care înseamnă cu instalitorile și cu aprobările la primărie. Nu există, vă aduce-o de acasă. Da, da, doamna Demea, vă aduce-o de acasă. Nu înțeleg întrebarea. Ce rost are hârtia aia de punere în posesie în anul 2018? Nu premergătoare pentru titlu. Și nu vrea să ne se mai facă, nu vrea să ne se facă titlu așa, acolo n-am cerut altceva. Și n-avem doamna Demea, n-avem punere în posesie, doamna Demea. Au fost veteran de război, după care au fost deținut politic. Știți pentru ce lupta lumea asta? Pentru pământul care pe acolo ținem închis, nu știu de ce. Din moment ce noi din 2007 ne ținem în cel teren și avem acolo cultură și toate alea. Nu este doamna abuziv, am punere în posesie, nu este abuziv, de primărie. Dom'le, este, îl dețineți abuziv. Nu este abuziv, dar punere în posesie de primărie înseamnă că stau abuziv în teren. Răspunsul, deci dumneavoastră prezentați lucrurile așa cum considerați. Punere în posesie de primărie, este înseamnă abuziv? Doamna Balin, primiți răspunsul. Dar dați un răspuns și acum aici. Spuneți ce înseamnă hârtie de punere în posesie, dar acolo pot o primă. Poate voi e rău, poate mi-ți face rău. Stați jos, doamna. Dar nu mai am, jos, că nu ești de jură asta. Păi, dar nu, dar era discuția de poate... Cu cine asta vrei de slab, să nu-l vrea? Fii că vă spun la cea, ei în râs. Păi, chema voi, slab, Claudiu, nu mai hinezând. Altceva n-ai făcut.
Nu mai Elisa. Asta ați făcut, doamna Teme, ați intimidat-o pe holul primăriei. Dumneavoastră și femeia de servici, ați schimbat la ea și ați făcut-o nebună. Vi se pare normal să vi se facă rău? Vi se pare normal să spuneți voi ce vreți să spuneți? Eu n-am spus nimic, nici nu știam. E adevărul? Da. E adevărul, doamnă, și că sunt. Doamna Teme, spuneți-vă ce vreți să ceva. Doamne, aceiași care și pe Facebook... Trebuia să vă dați demisia de mult. Aceiași care suntem nemulțumite, avem dreptate și nu ni se face dreptate. Dacă aveați atâta dreptate, cu atâtea plângeri pe la poliție, pe la tot, doamne, era o situație. Hai, spuneți realitatea. Păi, doamna, avea început plângerile noastre, din iulie. Nu avea, avea început. Și astăzi sunt de... Nu, 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 prima mea plângere este din iulie. Eu scuzite să ajung la școală, trebuia să ajung de acolo. Prima mea plângere este din iulie, dar ați spus, doamne, v-ați luat rău de telefon. Deci facem și la București, nu vă faceți, doamna Palin, ce vreți. Domn profesor, a trebuit aici. Întrebarea care ne-a pus-o nouă la consilieri, o să vă pun și eu pentru aia 20 de ani. Gata, am tăcut. Am tăcut. Pentru aia 20 de ani din urmă. Nu? S-ar putea să duci într-o zi din cer la anumite chestii. Și copiii mei pot să fie afectați așa cum sunt ai dumneavoastră de afirmațiile care se fac la adresa. Noi facem afirmații adevărate. Așa fața ședinții la toți consilierii și să nu zic nimeni nimic. Verbal fără dovezi, eu ce răspunsul fac? Nu fac lucruri, fie bine, mă duc să 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 fie bine